Foarte puțină lume știe că în 1992 am fost arestat. Vis-a-vis de introducerea pe care ai făcut-o, știi ceva despre mine sau este o introducere pe care ai făcut-o fără ca să ai vreo informație de culise? Niciodată nu mi-am dorit să fiu pastor. Este ultimul lucru pe care aș vrea să-l fac. Am câștigat mențiune pe faza națională. Mult timp diploma mea a stat în biroul directorului. Părinții mei s-au rugat fiecare separat și au zis lui Dumnezeu că dacă vor avea un băiat, îl vor trimite să facă pastorații. Știi? Asta mi-au spus în ziua în care a venit rezultatul examenului. Wow. Până atunci eu n-am știut. Într-o instituție, fie ea și a bisericii, din postura de director, banii sunt mai importanți decât oamenii? Ai fost dezamăgit că nu ai mai fost ales? N-am înțeles. Dacă vrei să-ți meargă familia, trebuie să înveți să faci pasul înapoi de foarte multe ori. Este relația intimă definitorie pentru o familie? Acasă e singurul loc în care îmi permit să fiu eu. Păi, stai așa, adică tu nu ești tu? Am fost în tabere cu copiii altora, mai puțin cu copilul meu. Și asta este un mare regret în viața mea. Îmi pui două întrebări, asta este o întrebare grea. Mă bucur să vă revăd, dragi prieteni, din nou aici la Authentic Podcast. Este ultimul episod din acest sezon pe care vi-l facem cadou. Va fi un episod special, un episod care credem noi că va atinge sufletele celor mai mulți dintre voi, dar dincolo de orice altceva, cred că suntem aici la Authentic pentru a arăta ce face Dumnezeu pentru noi până la un punct și dincolo de momentul acela, pentru că noi trăim cu speranță, cu speranța faptului că Dumnezeu este la cârma vieții noastre, la cârma familiilor noastre și la cârma profesiei noastre. Vă mulțumesc de asemenea pentru felul în care vă raportați la canalul nostru de YouTube, sunteți alături de noi pe platforme de podcast, orice fel de comunicare cu noi ne ajută să creștem, nu de alta, nu pentru noi, ci pentru că așa merge ceea ce înseamnă algoritmul YouTube. Trebuie să interacționăm unii cu alții, fie că este vorba de un comentariu, de un like, de un subscribe, orice faceți, YouTube-ul ne ajută pe fiecare dintre noi să ajungem la cât mai multe persoane. Dar ca să nu mai tragem de timp, îi spun bun venit la masa Authentic lui Cătălin Bărbulescu. Bine te-am găsit, Costi, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Ce faci, Cătălin? Aștept să văd ce mă întreb. Sunt foarte curios să văd ce mă întreb și stăteam să mă gândesc în timp ce vorbeai dacă știi ceva vis-a-vis de introducerea pe care ai făcut-o, știi ceva despre mine sau este o introducere pe care ai făcut-o fără ca să ai vreo informație de culise? N-am niciun fel de informație, nu știu la ce te gândești, dar nu... Ai spus câteva lucruri care... Da, ia uite, providențial. Care pot să fie, să aibă legătură cu istoria mea sau pur și simplu l-ai spus pentru că le consider valoroase. Așa cred. Ok. Dar o să le descoperim. O să vedem ce conexiuni reușim să facem. Noi am mai planificat podcastul ăsta de ceva vreme, dar uite că ne-a ieșit într-un exact. Final. Chiar acum la final de sezon. Da, așa este. Am tot vorbit despre întâlnirea asta, cred că sunt vreo 3 luni de când încercăm să o programăm și în timp ce vorbeai zic, ok, apucăm sezonul ăsta, măcar. Da, măcar. Nu rămâne pe cine nu rămâne știe pentru când. Perioada corect. Următoare. Cătălin, primul lucru pe care am să ți-l cer să-l faci în ocazia asta este să ne spui pe cronometru, îi dau drumul ceas aici, în 20 de secunde, ce crezi tu că este important să știm noi despre tine? Fii atent, am pornit. Sunt atât de multe lucruri. Să vedem ce alegi. Asta e marele test. Ok. Foarte puțină lume știe că în 1992 am fost arestat. Wow. M-ai lăsat mască și s-a terminat și timpul. Ai văzut?
Asta e de podcast. Ai văzut? Asta e de autentic. Asta este chestie, nu? Vrei să faci uite, nu? Adică, cum s-a întâmplat, trebuie să le spunem că la un moment dat ne dezdăm drumul la filmare, ziceam dacă timpul este prea lung, exact. Te ridici, pleci, plec, da, asta mă ajută să fac reading, așa că e regulă. Ce s-a întâmplat? Cum a fost? Da, este o istorie foarte foarte personală. N-am fost arestat pentru am spus doar jumătate din păi de asta continuăm din acum. Din poveste, adică nu am fost arestat pentru că am făcut vreun rău, pentru că am făcut vreo fără de lege. Nu. E o poveste mai lungă. În sensul că niciodată nu mi-am dorit să fiu pastor. Interesant. Mie mi se pare că a fi pastor e o ocupație, dacă se poate spune ocupație, da? E o îndeletnicire foarte provocatoare și cu efecte pe termen lung. Pentru tine și pentru alții. Da, și pentru mine și pentru alții. Mai ales pentru alții, nu doar pentru mine. Pentru că, nu, ca pastor ești o persoană foarte vizibilă, ți se acordă o anumită autoritate, ești o persoană care are influență asupra celorlalți, deci o persoană pe care oamenii o urmăresc, care motivează pe oamenii într-o direcție sau alta. Deci niciodată nu mi-am dorit să fiu pastor. Este ultimul lucru pe care aș vrea să-l fac. Și mi-ai stârnit o curiozitate, da. Ok. Hai să ne întoarcem în 1991 am venit. Și apoi o să venim în actualitate, că ai vorbit atât de la prezent. Ok. În 1991 am dat totuși examen la institut, la seminar, era pe vremea aceea. Tu provii dintr-o familie adventistă. Sunt a treia generație. Bunicul adică meu este prima generație de adventiști, părinții mei a doua generație, eu sunt a treia din generație. Din Dobrogea. Originile noastre nu sunt în Telorman. Bunicul meu este din Telorman. Părinții mei amândoi sunt născuți în Telorman. Și ei s-au mutat în... Ei s-au mutat din Telorman în Constanța. Pentru că în Constanța se câștiga mai bine și mai ușor. Erai născut? Nu, eu sunt născut în Constanța. Acolo, okay. Deci eu sunt constanțean. În oraș? În oraș sunt la spitalul din oraș sunt născut, dar nu. Nu sunt din oraș, sunt dintr-un sat de lângă Constanța, Valului Traian, la vreo 14-15 km de Constanța, pe drumul vechi care făcea legătura între București și Constanța. Deci, în 1991 m-am dus la Institutul Teologic. Dacă aș putea să spun oarecum împotriva voinței mele. A fost un vis al lor tăi? A fost un vis al lor mei, despre care am aflat mult mai târziu, adică despre care am aflat după ce au venit rezultatele de la examenul de admitere. Dar nu de asta m-am dus, pentru că ai mei au făcut vreo presiune asupra mea să fiu pastor, ci pentru că a existat un pastor care a tot căutat să mă determine să mă duc la seminar. A crezut în tine? Da. A văzut niște daruri speciale? Nu știu. Nu știu. Poți să-i spui și numele dacă au așa un impact. Dar pot să spun, pentru că omul oricum nu mai este printre noi din nefericire. Omul a decedat. A decedat chiar în anul acela, în 1991. A decedat. E vorba de Viorel Ban. Tatăl lui Manu Ban? Da, da. Eu știu pe Manu și pe Lori de când erau copii, ei veneau la noi la biserică împreună cu tatăl lor și
Nu, știu ce Giumbuș lucruri făceau, dar asta e altă temă. So, ideea este că omul ăsta a tot insistat să merg, să mă duc în pastorație. Eu, așa cum ți-am spus, nu am agreat ideea aceasta. Aveam alte lucruri în cap, adică mi-ar fi plăcut să călătoresc, să fiu marinar, de exemplu. Da. Sau șofer, dacă nu se putea marinar. Da, la un moment dat am cochetat cu ideea, exista în și există și acum Institutul de Marină, să merg la Institutul de Marină și să devin ofițer. Apoi când m-am dus la liceu, profesorii mei au insistat foarte mult să devin inginer constructor. Ai făcut profil din ăsta real? Am făcut, da, da. Și atunci era profil industrial. Era un pic diferit. Dar cu matematică mai multă, cu fizică? Chestii de genul ăsta, da. Deci ei au insistat mult. Deci am avut o doamnă profesoară care era inginer constructor. Soțul ei era directorul celui mai mare trust de construcții la momentul acela în Constanța. Și a insistat foarte mult pe lângă mine să devin inginer constructor, pentru că aș fi avut și unde să lucrez, aș fi avut multe, multe avantaje din punctul dumneai de vedere. Așa. Aici pot să spun că aveam și un pic de talent odată ce am ajuns până la faza națională la Cântarea României. Era un concurs pe vremea lui Ceaușescu și avea și secțiuni din astea de matematică, fizică. Un fel de olimpiadă din asta? Un fel de olimpiadă, dacă ai putea să-i spui, și avea și secțiune de meserii și pe partea asta am ajuns până la faza națională. Ce vă punea să faceți acolo? Deschidem paranteză la paranteză. Păi trebuia să știi. Era o chestiune practică. Da, 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 dar era o chestiune teoretică și practică în același timp. Avea două probe. Avea probe, da, probă scrisă și probă practică. Așa. Pe echipe sau individual? Era individual. Eu am fost individual. Și îți mai amintești ce ai construit sau ce ai făcut? Trebuia să pun, pentru că eram la liceu de construcții, mi s-a dat să pun cărămidă aparentă. De exemplu. Da, lucru pe care nu mai făcusem niciodată în viața mea. Nu ținea de meseria mea chestia asta, adică de secția aia la care eram, nu ținea chestia asta. Dar asta a fost, asta mi s-a dat, no. Și acolo am câștigat mențiune pe faza națională. Mult timp diploma mea a stat în biroul directorului liceului, no? Pentru că era o mândrie pentru liceu să aibă elevi de felul ăsta. Deci profesoara asta a insistat foarte, foarte mult și o femeie foarte, foarte amabilă. Am revăzut-o acum de curând. Cred că sunt 2 ani? Ceva de felul ăsta. M-am mai trecut pe la liceu și am revăzut-o, am bătrânit și dânsa. Și Cătăline, ce am vorbit noi și ce s-a întâmplat? Da, deci a fost șocată când a auzit că m-am dus la teologie și nu m-am dus la construcții, unde ea insista. Dar să revin la teologie. Deci, eram în ultimul an de liceu, eu a trebuit să fac liceul la Seral, pentru că examenele au fost sâmbătă. Și am refuzat să mă duc la examene, la examenele de admitere. Și eram în ultimul an de liceu. În anul acela, cred că finalul anului precedent sau începutul de an, pastorul Viorel Ban a fost diagnosticat cu cancer. Un cancer pe undeva pe la ganglion, dacă mi-aduc bine aminte. Era, dacă lucra și era activ, înseamnă că era tânăr. O vârstă. Nu, 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 era tânăr. Deci, nu, cred că nu avea 50. Era, Manu și Lori erau mici, nu erau mari. Deci, erau încă, probabil, Manu să fie ajuns la 14 sau 15 ani, ceva de felul ăsta. Da, și atunci mi-aduc aminte că m-am gândit ce bucurie aș putea să-i fac. Pentru că el era
Viorel era un tip foarte prietenos. Cânta frumos. Probabil că mai există. Eu am undeva în arhivă melodii cu el, dar probabil că mai există pe undeva. Dar l-am era mai ascultat și la Radio Vocea Speranței. Da. Deci era o persoană foarte, foarte prietenoasă și am gândit că, dacă omul este diagnosticat cu cancer, iar șansele de vindecare erau mult mai mici decât cele care sunt în zilele noastre, ar trebui să-i fac o bucurie și singurul lucru care mi-a venit în minte, singura bucurie pe care m-am gândit că aș putea să-i o fac, a fost să iau un calcul să mă duc la seminar. Când i-am spus chestia asta, cred că era pe undeva, nu știu, aprilie, mai 91. Da. Tu ai intrat în 92? Nu, 91. În 91. Când i-am spus... În toamna lui 91. Exact. Când i-am spus că da, iau în calcul chestia asta, el într-adevăr a fost foarte, foarte bucuros, adică a fost un fel de realizare personală pentru el. Iar eu atunci am făcut o... A fost o înțelegere pe care atunci când am fost arestat n-am ținut-o, știi? În sensul că i-am spus, uite, o să dau la seminar, dar nu o să fac meditații cu nimeni, o să învăț singur. Mie nu-mi place gramatica. Nu mi-a plăcut niciodată analiză de text. Era una dintre probele de admitere. Da? Omiletica, dogmatica și asta. Gramatica. Nu era limba străină atunci. Nu, 91 nu erau. Dogmatica, asta. Pentru cei care nu sunt familiarizați dintre prietenii noștri, însemna Biblie. Doctrina, punctele de doctrină, Biblie. Punctele... esențiale în doctrina adventistă și i-am zis nu o să fac meditație cu nimeni, mai ales referindu-mă la gramatică, nici la dogmatică, așa, o să dau o singură dată, nu o să dau mai mult deodată, deci o să dau o singură dată, fără ca să fac meditație și dacă voi intra, înseamnă că așa trebuie, dacă nu voi intra, asta e, eu mi-am făcut partea. Și câți ați fost pe loc? Foarte mulți. Deci la momentul respectiv, eu mi-aduc aminte când am venit la examen, m-am întâlnit cu unii dintre cei care urmau să-mi fie colegi, care erau la al doilea sau la al treilea examen de admitere, dar au fost atât de mulți încât a fost singurul an la momentul acela, nu mai știu după aceea, adică nu mai știu în vremurile moderne, știi? Dar la momentul acela am fost singurul an cu două clase. Wow! Deci noi am fost A și B. După aceea... Ceea ce însemna cam câți într-o clasă? Păi... Cu aproximație. Deci 20, 20 și ceva. Deci în jur de 50 am fost. Dintre care probabil că mulți au fost și respinși. Da, au fost și respinși. N-au fost acceptați toți. Știi? Și... Și ai trecut. Da. Spre surprinderea mea, da. Spre surprinderea mea, da. A mai trăit. Te-a văzut. Da, m-a văzut student, după aceea a murit. Așa, a apucat să afle că am luat la seminarul teologic. Deci, spre surprinderea mea, da, de ce spun asta? Pentru că au fost colegi, am avut colegi de an mult mai bine pregătiți ca mine, care n-au intrat. Întâi s-a stabilit prima clasă sau primii intrați și după aceea s-a luat o decizie și s-a suplimentat numărul de locuri. Bun, eu n-am fost la suplimente, că dacă eram la suplimente nu mă duceam. Nu, deci nu m-aș fi dus. Dacă eram la suplimente spuneam nu, păi ci... E pentru mine. Nu, dar adică era evident că nu, n-are sens, știi? Deci am fost în clasa printre cei care au fost admiși și... Atunci am aflat o altă poveste de care nu eram conștient și anume că părinții mei, eu sunt primul dintre copil. Da, suntem trei, mai am o soră și un frate. Și părinții mei, tata și-a dorit foarte, foarte mult copii,
Și mama nu reușea să păstreze sarcinile. Și după ce a pierdut două sarcini, mai am un frate care a trăit doar câteva zile, care s-a născut exact un an mai înaintea mea, dar n-a trăit decât câteva zile și am înțeles că a mai pierdut o sarcină înainte de fratele acesta. Părinții mei s-au rugat fiecare separat și au zis lui Dumnezeu că dacă vor avea un băiat, îl vor trimite să facă pastorație, știi? Asta mi-au spus în ziua în care a venit rezultatul examenului. Wow. Până atunci eu n-am știut chestia asta. Aveai 20 de ani? Da, acolo, nu? Da, în jur de 20 de ani. Și cumva a venit ca o confirmare. Da, a fost suplimentar. Și să nu fie o presiune, probabil că dacă îți povesteau înainte, poate că te-ai fi gândit, măi, uite, hai ca să... Corect, deci nu, n-a fost, a fost surprinzător, că ei nu mi-au, ei, nu, aici a fost așa. Când a venit rezultatul examenului, mi-aduc bine aminte, au sunat de la seminar... la cel mai bun prieten al meu care stătea la 5 km de noi într-un orășel apropiat și el a venit și a zis, băi, uite, m-au sunat de la București, trebuie să-ți faci bagajul. Ei aveau telefon. Ei aveau telefon, noi n-aveam, noi trăiam la țară. Am insistat cu întrebarea asta pentru că astăzi pare așa o altă lume. Exact, altă lume, corect, e foarte, da, ei aveau telefon fix, bineînțeles, nu mobil. Așa, cu cerc, noi nu aveam telefon. Și a venit și mi-a spus, uite, trebuie să-ți faci bagajul pe, nu știu, pe 1 octombrie, trebuie să te prezinți la București. I-a spus lui tatălui meu, Daniele, trebuie să pregătești banii că ăsta trebuie să se ducă la școală. Și atunci tata, eram toți adunați acolo și tata a zis, băi, acum înțeleg eu de ce trebuie să se ducă copilul ăsta la școală, că știi că, uite, așa, așa, și a spus povestea asta de care ți-am spus. Și mama a zis, păi știi care chestia, că și eu am făcut același lucru, nici ei n-au știut unul de celălalt. Deci a fost fiecare cu drumul lui. Și așa am început eu primul an de teologie, care mi-a întărit convingerea pe care o aveam și pe care o am și acum. Că pastorația este o îndeletnicire extrem de sensibilă și de delicată și nu e chestia așa de apucat. Trebuie să, dacă vrei, cineva vrea să devină pastor, trebuie să fie foarte, foarte atent. Bun, între timp, prietenul meu din orașul alăturat de care ți-am spus, a plecat în Spania. Noi lucram împreună și el a zis, bă, eu mă duc în Spania că este urât fără tine, e greu singur. Și el a plecat în Spania. Și apoi m-a... Voi lucrați în construcții? Da, lucram împreună. Eu nu terminasem liceul, deci trebuia să lucrez. Nu, adică, nu, puteam să mă duc doar seara la școală. Mai ales la dacă școală. Era la seral, da, puteam, ziua puteam munci. Și am muncit cu el o bucată de o parte din timp a trebuit să muncesc pe șantier, pentru că făcusem profesionala între timp, ca să pot să continui studiile, că altfel n-aveam cum. Așa, și apoi am plecat de pe șantier și am lucrat cu el. Și făceam echipă, ne înțelegeam bine, na, eu eram încă la școală, la seral, și am zis, ok. El a plecat? El a plecat în Spania și m-a sunat și mi-a zis, bă, ce bine e aici. Aici este extraordinar. Câștigi banii ușor, o grămadă de bani, viața e bună, nu se compară cu România, ai de toate și așa. Nu spun că nu e greu, dar... mult mai bine, mult mai bine decât în România. Și mi-a zis vin în Spania. Cum eu m-am dus la institut pentru că cineva de sus m-a forțat să mă duc la institut, nu pentru că aveam eu pornirile mele. N-am așteptat a doua invitație. Ai zis, bă, gata, plec.
Și am zis, ok, și el a zis, bine, fiam, trebuie să trimit bani, pentru că trebuia să iau bilet de avion. Păi și era vacanță ceva sau? Da, 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 terminasem primul an. Și vorbim de... Vorbim de 92 deja. 92 deja. 92. Deci vacanța asta da, dintre, da, ani. Dintre ani. Vacanța dintre ani. Să mergi să faci tu un ban. Nu. Sau era ideea de a pleca? Nu, eu am plecat cu ideea că nu mă mai întorc. Ah. Deci eu nu m-am dus în vacanță, mă duceam în vacanță să muncesc. Mă gândeam că ai zis, mă duc nu, și eu trei luni muncesc, nu, îmi strâng bani și mă întorc. Deci ideea a fost că... Dar ce ai fost atât de dezamăgit de ce s-a întâmplat în anul ăla? Nu, n-a fost nimic deloc dezamăgit. N-aveam o problemă cu dezamăgirea. Nu te regăseai? Nu, nu era pentru tine? Vezi, eu consider că este o mare responsabilitate să fii pastor. Dar ai fost, Cătălin. Am fost, da, am 28 de ani de pastorație, sunt. Și consider, și la momentul ăsta consider că este o mare, mare responsabilitate să fii pastor. Adică, pentru mine, orice predică pe care o țin, de exemplu, deși mie îmi place să predic și cine mă știe poate să confirme chestia asta la mine, e greu cu butonul de off, nu cu butonul de on la predică, dar orice predică pe care o țin, consider că este o mare, mare responsabilitate, că trebuie să fii foarte, foarte atent ce spui oamenilor, pentru că asta îi duce într-o direcție sau într-alta. Pe de altă parte, pastorația, din punctul meu de vedere, presupune o sumedenie de renunțări. Da? O sumedenie de lucruri pe care ți le-ai putea permite ca om obișnuit, dar nu sunt compatibile cu pastorația. Și nu mă refer la lucruri rele. Adică mă refer la lucruri bune. Există niște limitări pe care ți le asumi ca pastor, dacă, din punctul meu de vedere, nu trebuie să fie toată lumea de acord cu mine, dar ți le asum dacă vrei să fii un pastor eficient. Poți să-mi dai un exemplu, două? Pentru păi, cei care nu uite, sunt uite, de exemplu, cum te îmbraci? Dar poți să te îmbraci oricum, n-ai nicio problemă. Da, dacă ești pastor, nu poți să-ți asumi o anumită ținută. Nu vorbim neapărat de momentul în care slujești sau exact, ci așa când mergi pe stradă și când asta, trebuie să ai totuși o ținută decentă, nu poți să asta e, na, probabil că mulți dintre colegii mei sau că unii dintre colegii mei nu vor fi de acord cu mine, dar asta e viziunea mea, lăsați-mă să o am. Apoi mașina. Da, e incompatibil să vezi un pastor cu o anumită marcă. Nu vreau să dau un nume și să incriminez pe cineva care ar avea marca respectivă. Dar mie mi se pare că anumite lucruri sunt totuși incompatibile cu statutul pastoral. Exact. Plus, ți-am spus, faptul că ai toată această responsabilitate cu privire la ceea ce spui și ceea ce faci, apoi faptul că oamenii te interpretează, nu spun tot felul de lucruri despre tine și că nu, uneori nici nu ai cum să te aperi și alteori nici nu trebuie să o faci. Categoric. Da? Dar ei pot să spună orice. Așa. Cel puțin de când sunt administrator, văd chestia asta, tot apar felul de chestii așa. Uite, apropo de chestiunea asta, te rog. Și dacă toți suntem aici, citeam la un moment dat despre, că ai povestit puțin despre mersul tău la institut, că ai tăi au făcut niște donații în privința da, asta. Da, într-adevăr, știu și eu vârfa asta, absolut gratuită. Se ocupau ai tăi cu miere? Da, într-adevăr, tata a avut stup și tata are stup, într-adevăr. Eu dram de adevăr, adică, deci tata a avut stup și încă are stup, dar tata niciodată nu a trăit din era cu o pasiune asta. Da, din apicultură. Întotdeauna tata și-a făcut și-a rotunjit veniturile folosindu-se de apicultură. Cred că cel mai mult a avut 40 de stupi. Uh-huh. Cei mai, acum nu mai are cât 10-11,
pasiune. Da, e pasiunea lui. E dacă a putut să da, și producă. Exact. Deci nu este așa. Iar partea aia că a dat, spre surprinderea tuturor, niciodată tata nu a dus zecimea, sub, nici măcar sub zecimea, forma... sub formă de produse. Ci întotdeauna tata și-a vândut mierea și a dat zecimea. Ca oricare credincios. Ca oricare alt credincios, da. Deci nici măcar nu vreodată să fi... Cât am fost 4 ani la seminarul teologic, da, să fi spus tata, bă, e băiatul meu acolo, deși existau donații sub formă de natură. Pentru că mâncați acolo, exact, era cantină. Era cantină, cum e la Cernica, nu? Și atunci unii oameni donau fie cartofi, fie ceapă. Eu însumi, când am fost director administrativ la Cernica, primeam donații de felul acesta pe care le ofeream după aceea studenților. Dar niciodată tata nu a venit la institut cu vreo găleată de miere sau un borcan de miere să spună, domne, asta este pentru institut, că este băiatul meu aici. Da, iar când am citit chestia aia mi s-a părut așa haioasă, în condiții în care eu am fugit de Institutul Teologic să vină cineva să spună, domne, s-a dat, prindă, știi? Să știi, să, da, pentru mine să nu fie lipici acolo. Exact, deci n-are nicio legătură. Okay, mie îmi place să cred că nu există așa ceva. A, nu, da, și eu cred același lucru. Și eu cred același adică lucru. Dacă societatea exact merge în sensul ăsta, da, nu înseamnă că și biserica merge. Corect. Adică pentru mine când mai vine așa cu o informație genul ăsta, efectiv, da, nu, mi se ridică pielea pe mână. Nu există, n-am întâlnit pe cineva dintre colegi, indiferent care ar fi ei, care să spună, bă, uite, mi-ai dat și acum eu trebuie să vino și dăm sau exact, nu știu, pagă sau chestii. No. Nu există, adică... Corect. De acord cu tine. Deci după un an mi s-a întărit chestia asta și am să spun de ce. Pentru că noi în anul întâi, adică seminarul era diferit față de Institutul Teologic la momentul acesta. Adică noi am intrat am început anul universitar, cred că la 1 noiembrie sau ceva de felul ăsta. Într-o lună de zile de când am început, noi am fost repartizați în biserici. Ați început deja să... Să facem practică pastorală. Exact, să vedem. Exact. Deci din primul an. Credincioșii. Deci din primul an. Acum, în anul întâi, studenții stau în institut, se duc și fac anul 2 și 3 practică pastorală și anul 4 din nou stau în institut. Știu asta că am fost acolo 2 ani de zile director administrativ. Dar noi din anul întâi începeam. Deci noi, într-o lună de zile, începeam să facem chestia asta. Acum tu gândește-te la următorul lucru, că eu am început undeva în noiembrie practica pastorală. Nu predicasem niciodată în viața mea. Nu predicasem niciodată. Excepția momentului în care ai dat examen. Atunci când am dat examen, am predicat 5 minute, a trebuit să țin. Tot ce făcusem, tot ce ținusem eu în viața mea anterioară examenului, fusese un comentariu scurt la un verset odată în biserică. În rest, nu predicasem niciodată în viața mea. Niciodată. De altfel, eu am și acceptat foarte târziu să fiu botezat. Deci eu nu m-am botezat la vârste foarte... La 20 de ani m-am botezat. Deci destul de târziu am botezat. Ca să poți să înțelegi. Da, să exact, exact, o alegere, da, asumată. Exact, perfect. Bun, și când am fost repartizați în biserici, eu am avut o biserică undeva pe lângă Constanța. A fost bine pe de-o parte, că mă duceam aproape acasă, săptămânal acasă, mai mâncam așa, mai veneam cu ceva de acasă, dar gândește-te așa, că aveam școală toată săptămâna, aveam cursuri, iar eu când am ajuns în biserica respectivă, oamenii au considerat că eu sunt deja un semipastor, ok? Ca atare. Predicam vineri seara. Predicam sâmbătă dimineață la momentele de devoțiune, predicam sâmbătă de la 11 la 12 la serviciu divin de dimineață și predicam sâmbătă după amiază, dacă nu exista vreun program special. Plus, deci, școala de sabat, plus școala de întâlnire cu tine. Exact.
Deci aveam cel puțin 3 predici pe sabat, 3 predici jumătate, ca să nu punem pe aia de dimineață, că nu e o predică. Aveam cel puțin 3 predici și jumătate. Plus toate aceste întâlniri, plus toate așteptările oamenilor. Adică anul acela de practică mi-a confirmat opinia pe care o aveam. Bă, este extrem de important ce spui și ce faci, dar în același timp sunt și o sumedenie de limitări, da? Și o sumedenie de aspecte neplăcute. De exemplu, acesta că oamenii pot, fiind o persoană publică, oamenii comentează și pot să spună orice vor despre tine. Uneori nici nu ai cum să te aperi, iar ți-am spus, alteori nici nu are sens să o faci. Deci mi-au confirmat și aspectele acestea negative. Sunt și aspecte pozitive, dar sunt și aspecte negative în ceea ce înseamnă pastorația. Din perspectiva umană. Corect. Ok. Bun. Deci mi-au confirmat lucrurile acestea. Și când prietenul meu mi-a spus, bă, vin în Spania și mi-a trimis o căciulă de bani. Da? Am zis, ok. Eu cu el aveam o viață foarte, foarte faină, ne înțelegeam și ne înțelegem foarte bine, am rămas în continuare foarte buni prieteni și pentru că eram un copil de la țară, nu mă preocupau atât de mult chestia asta, domnule, cu studii și cum e la fimiu, e diferență, nu? El a crescut în... Deci pentru mine era important să știu că pot să trăiesc și să-mi văd de viață, știi? Și atunci am zis, ok, mă duc în Spania. Mi-a trimis banii, am făcut rost de o viză ca să pot să plec, că nu se putea, pe vremea aceea nu puteai să pleci, îți trebuia viză, ok? Și viza era până în Franța, iar din Franța, Franța și Spania, fiind oarecum țări europene, se putea trece foarte ușor dintr-o parte într-alta. Și el mi-a trimis banii, dar vezi, na, acum nu știu ce să zic. Zi-o direct. Adică nu știu dacă structura mea administrativă și-a pus amprenta sau Dumnezeu, folosindu-se de structura mea administrativă, a lucrat. În sensul că el mi-a trimis mult mai mulți bani decât aveam eu nevoie. Mult mai mulți bani decât aveam nevoie. Și am făcut rost de viză, așa, apoi m-am dus să iau bilet. Trebuie să știi că eu, fiind un copil de la țară, am plecat de acasă, am ajuns la București pentru prima dată în 89. Deci în 1989, la 18 ani, am venit în București. A fost prima dată când am plecat prima dată când am ajuns în București. Mai plecasem cu tata și cu mama prin țară, dar prin București nu trecusem niciodată. Ca să pleci... Pentru ce de astăzi... Da, este o altă lume, film. Exact. Ca să ieși din țară, asta deja era altceva. Și când m-am dus la agenție să iau biletul de avion, ăla m-a întrebat dacă iau bilet dus întors. Și eu știm că nu mă mai întorc. Am zis, bă, ce rost are să cheltui banii și să iau bilet dus întors? Și am luat doar bilet dus. Dar ei tăi știau despre intențiile astea? Da, da, știau. Știau că vreau să plec, dar ai mei mi-au dat toată libertatea din punctul ăsta de vedere. Plus că prietenul meu cu tata fuseseră colegi de muncă, se cunoșteau foarte bine, n-aveau de ce să fie ca oameni împotriva ideii, știi, zic că bă, să duce ăsta, să apucă de droguri sau cine știe, nu. Și am luat doar bilet dus. Și m-am suit în avion, din Constanța am plecat, de la Otopeniu. De la Cogălnicianu. De la Cogălnicianu, direct la Paris. Și am stat lângă o fată româncă. Nu știu ce făcea fata aia în Franța. Apucasem să învăț într-un an de zile puțină engleză, nu foarte multă, eu neavând un talent pentru limbi străine, dar învățasem așa câteva vorbe. Și m-am dat jos pe Orly, am aterizat pe Orly și am ajuns la vamă. Și vameșul m-a întrebat de pașaport, i-am arătat rezervarea la hotel, că trebuia să ai rezervare la hotel,
și m-a întrebat de biletul de întors. Iar eu n-aveam. Aveam însă o sumă măricică de bani la tine, la mine, dar noi aveam pe toți, pentru că am zis, bă, nu iau pe toți, mai las acasă ca să-i dau omului când ne vedem, știi? Și am încercat eu să vorbesc cu el, ceva ne-am reușit noi să ne înțelegem, dar nu foarte bine, și atunci oamenii au apelat la cineva care să... La un translator? Da. Și a venit fata asta. Okay. Lângă care am stat. Am stat în avion lângă ea, îți dai seama. Și fata mi-a zis, uite, vor să știe unde ți-e biletul de întoarcere. Și am zis, n-am bilet de întoarcere. Și atunci fata m-a întrebat, ok, spune-mi ce ai în minte, ca să văd cum pot să te ajut. Și am spus ce aveam în minte și mi-a zis, da, din nefericire nu mai am cum să te ajut. Pentru că trebuia să îmi fi spus asta când eram în avion și să le spun că ești cu mine și că toate cele. Tu le-ai spus că te duci unde te duci, acum eu sunt, nu pot să spun că mergi la mine. N-ai cum să schimb asta, știi? Și el, Vameșul s-a uitat și a zis, da, ai destul de mulți bani, totuși nu credem că nu prezinți garanția că că te vei întoarce și toate cele. Și atunci m-au arestat. Mi-ar fi plăcut să-mi pună cătușe, dar nu mi-au pus. Așa pentru o experiență, pentru amintire. Exact, pentru amintire. Știi? Și m-au pus în același avion. Da. Să mă întorc. Exact, și m-am întors în Ai România. Ai stat în Franța? Am stat pe Orly două ore, nu știu cât am stat, cât am așteptat avionul. Și când am ajuns... Și cu bani în buzunar? Și cu bani în buzunar. Deci te-ai întors în țară gratuit. Exact. Da, mi-am întors în gratuit. Le-am spus că eu nu plătesc biletul de întoarcere. Nu, eu nu. Dacă vreți să mă întoarceți în România, e ok pe banii voștri, dar eu nu plătesc, pentru că eu n-am de ce să plătesc. Și ideea asta de arestat, te-au lăsat acolo într-o cameră singură? Da, da, m-a venit un polițai. Da, a venit un polițai. Te-a percheziționat așa? Nu, m-a percheziționat, nu. Eu nu prezentam... Te-au tratat respectuos. Da, nu. Deci foarte frumos au vorbit. Nu a fost o atmosferă... Oamenii au zis, domne, ne pare rău, foarte politicoși, de altfel nu este. Foarte politicoși, îmi pare rău, nu prezentați garanția că vă veți întoarce. Eu știam că nu mă mai întorc, deci nu puteam să mint și să spun, nu e adevărat, domne, mă întorc. Deci eu nu puteam să merg pe linia asta decât dacă mergeam împotriva conștiinței mele. Corect. Lucru pe care n-am putut să-l fac. Și... m-au dus acolo într-o cameră, m-au lăsat cu polițaiul la ușă, așa, am stat acolo în arest preventiv sau cum vrei să-i spui. Și când te-ai întors, ăștia de România ți-a zis ceva? Nu, nu mi-au zis nimic, ce să zic, și când ai dat ochii cu ai tăi? Păi le-am sunat și ne-a zis, gata, s-a terminat, m-am întors. Cam asta a fost. Da. Și asta cumva a fost un semn pentru tine că... Măi, a fost, să știi că a fost unul dintre argumente, pentru că eu deja aveam câteva, adică faptul că nu făcusem pregătire cu nimeni și m-am citit eu, m-am pregătit cum am putut pentru examen. Faptul că am luat în grupa aceea de primi admiși, cum s-ar numi, că nu s-a extins lista așa. Au fost argumente, știi? Plus că în prima biserică în care am fost, am avut o atmosferă foarte bună și am rămas legat de oamenii respectivi, adică m-am înțeles foarte bine cu ei. Erau argumente, dar știi cum este, tot încerci să fugi. Poate ți-o erai reuși. Un Iona. Da, cam așa ceva, știi? Și și peștele. Exact. Peștele meu a fost... La mea prezentarea cu mare. Exact. Și adevărul este că m-a marcat chestia asta. De ce? Pentru că după aceea am ajuns totuși în Occident. În
98, 99, când erai pastor deja. Eram în pastorație. Am ajuns pentru prima dată în Occident, în Spania, pentru că acolo aveam relațiile. Prietenul meu mi-a spus atunci, rămâi aici, românii or să vină. Deci, eu am ajuns în Spania când pentru mulți români Spania era un vis. Și el mi-a spus, rămâi aici, românii vor veni, spaniolii vor avea nevoie de pastori români. Tu ești pastor deja, adică pe tine te vor lua imediat. Numai, și faci pastorație și faci în Spania, adică și suntem împreună. N-am mai îndrăznit să pun pe Dumnezeu la încercare. I-am spus nu. Dacă sunt în România pastor, poate că voi ajunge în Occident pastor, dar trebuie să ajung în alt fel. Și iarăși chestie... După ce erai și căsătorit, aveai și copil. Eram căsătorit, aveam copil, deci nu este... Deci am avut invitații să fiu pastor în vest. E decizia. Nu m-a oprit nimica. Le-am spus că... Iubești așa mult biserica de aici din țară? Nu, cred că oamenii sunt valoroși peste tot. Însă... De fiecare dată am pus lucrurile într-un anumit frame și am spus, dacă în frame-ul ăsta se întâmplă, e ok. Nu s-a întâmplat în frame-ul respectiv. Dar au fost frame-uri diferite în context, în chemări diferite. Da. Sau întotdeauna aveai o cutie, dacă nu intră în cutia asta... Nu, au fost frame-uri diferite. Adică, de exemplu, au venit de la Uniunea Franco-Belgiană să discutăm despre slujirea în Bruxelles? La Bruxelles. Asta se întâmpla în 2009-2010. Fusesem vreo 9 ani la tineret, așa, am discutat atunci cu președintele, cred că era președintele conferinței, da? Și am pus niște lucruri foarte tranșante. Dacă asta, da, în condițiile acestea. N-au fost condițiile. Sau omul s-a orientat către altcineva. Și a zis, ok, e liber. Apoi a fost invitația din Irlanda. La Dublin în 2013 a fost invitația. M-am întâlnit cu fostul președinte al misiunii David Neal, care acum este directorul departamentului de comunicare la nivelul diviziunii TED. Așa m-am întâlnit cu el la Gain și i-am spus, mai aduce aminte de mine, David? Zice, nu. Zic, ok, uite, în 2013 erai, da, așa. Eu am dat interviu atunci pentru asta și ai vrut să mă iei pastor pentru români, pentru cei de limbă română. Da. Și după aceea pentru biserica de acolo. Când am plecat din România, președintele mi-a spus, poți să te duci, dar te duci după alegeri. Urmau alegerile în România, la conferințe, te duci după alegeri dacă vrei să te duci și ei vor să te ia. Le-am spus, ok, asta mi s-a spus, așa vă spun. Ei au zis, nu, dar noi vrem un pastor acum. Și atunci, deci a trebuit să fie un anumit frame sau o anumită... am avut invitație din Statele Unite, să merg pastor în Statele Unite, nu? Și iarăși a trebuit să fie un frame, adică... Unde a fost familia în deciziile astea? Te consultai și cu soția ta? L-ai întrebat la un moment dat când a crescut și pe Thomas despre decizii? Soția mea a spus că merge oriunde. Deci soția mea ar fi mers oriunde. E adevărat că pe măsură ce soția mea și-a construit propria ei carieră, a trebuit să discut mai cu grijă și să fie clar. Dar la început era foarte simplu, când soția mea n-avea o carieră, dar pe măsură ce ea a început să-și dezvolte propriul ei univers, drum în viață,
eram cu toții conștienți că o schimbare de felul acesta ar fi modificat drumul ei, dar nu, soția mea niciodată nu a spus dacă vrei să te duci în locul cu tare sau dacă, nu, dacă este convingerea ta că trebuie să mergem acolo, eu nu merg pentru că îmi stric drumul. I-am spus ok, mergem și o iau de la zero, adică nu e o problemă. Dacă chemarea simți că vine de la Dumnezeu. Da, nu, dar ideea e foarte simplă, Costi, din punctul meu de vedere. Deci, domne, chemarea ar trebui să fie... Eu n-am vrut să fiu pastor. Adică nu a fost pornirea mea... A fost nu... un fel de Moise. Da, nu a... Da, da, mă rog, fel, ca atitudine. Da, dar nu a fost așa o chestie, domne. De exemplu, Băiatul meu știe că va lucra în domeniul medical de la 3 ani. A fost visul lui. El la 3 ani a zis prima dată, eu mă fac farmacist. Da, după aia a zis, nu, eu mă fac mă fac ăla care face pastile. Înțelegi? Da. După aia el a fost foarte clar că se va duce în domeniul medical. Și asta s-a întâmplat. Și asta s-a întâmplat, asta a fost visul lui, să fie medic. Nu i-a spus nimeni să fie medic, nu, așa a visat el, de la 3 ani știe chestia asta. Eu n-am avut vreo pornire de genul ăsta. Dacă mă întreb pe mine, da, m-aș fi făcut marinar. Nu, sau, uite, de exemplu, mi-aș dori tare mult dacă s-ar putea. Deci mi-ar dori tare mult dacă s-ar putea ca înainte să plec din lumea asta, da, să apuc să fac să-mi ce iau, l-ai făcut. Da, să fac școala de șoferi să fac școala de șoferi pentru tir și mi-ar plăcea să conduc un tir. Înțelegi? Să stau acolo sus. Da? Și știu că e o viață grea. Nu spun că tiriștii au o viață ușoară. Dar eu sunt, de felul meu, sunt un om liber. Adică mie nu-mi plac. Și pastorația, trebuie să admitem că implică multe, multe limitări instituționale la un moment dat, nu doar autolimitări. Îmi place să fiu un om liber. Să nu depind de cineva, să... Da, no, îți dai seama. Am dus zilele trecute acasă, eu din Giurgiu. Știu. Și șoseaua asta dinspre București, spre Giurgiu, la vreo 10 km de vama de la Giurgiu, este pe partea dreaptă plină cu tiruri. Uh-huh. Și veneam așa și mă uitam la oamenii ăștia, la care stau câte 2-3 zile acolo. Știu, săracii. Și la interval de o zi vorbesc cu sora mea din Franța și spun așa, zic, băi, dacă n-aș mai fi pastor... Mi-ar plăcea să fiu șofer de tir. Apropo de ce spuneai tu. Da, și el zice, dar cum aș... Măi, uite, aș avea nevoie de o liniște. Să știu că pot să umblu peste tot. Să știu că sunt acolo sus unde spuneai tu. Și că pot să stau de vorbă cu unul, cu altul. Când îmi parc. Da. Și, băi, e o lume la care visez. Da. Și apropo de ce spuneai tu, mi-ar plăcea și mie odată să experimentez treaba asta. În sensul că, la un moment dat, în viața asta, să fie un timp în care să am libertate. Eu n-am timp acum, din cauza sarcinilor administrative, n-am timp să mă duc să fac școala pentru ce și de mi se pare că sunt... Da, ca să capul de tractor și exact, apoi pentru că am destul de... Am cunoștințe, da, și am un amic care mi-a spus, bă, ia-ți ăsta, că am tiruri, vin și îți dau să conduce. Adică... Na, a fost fascinația, una dintre fascinațiile mele, nu asta de șofer de tir sau de marinar, tot în ideea de libertate, pentru că eu sunt un om liber și îmi place să rămân liber și am căutat să rămân liber în pastorație, chiar dacă nu este foarte simplu să rămâi liber. Ai fost cumva, ai simțit că ai fost încorsetat la un moment dat de administrație, de oamenii care au coordonat biserica? Sau care știi care este chestia, Costi? Ca pastor ai destul de multă libertate. Nu ești liber în totalitate, dar ai foarte multă libertate. Pe măsură ce ajungi în poziții fie de director, fie poziții administrative, îți dai seama cât de multe constrângeri sunt. Pentru pozițiile respective, da, nu pentru pastor. Da, deci sunt foarte, foarte... Da, deci ca pastor nu, n-am fost constrâns. Cât timp ai fost pastor? Efectiv. Am fost 5 ani de zile, primii 5 ani, din 95 am terminat institutul, până în 2000, cred că în primăvara lui 2000
am fost pastor de district, am avut parohie. Unde? În București. În București. Numai în București am slujit. Iarăși o chestie. Eu m-am imaginat la sfârșitul institutului teologic, la sfârșitul seminarului teologic, că o să fiu pastor la țară. Și m-am trezit pastor la una dintre cele mai mari biserici din București, la Belu, la momentul respectiv, avea 600 de membri biserica. Wow. Deci era o biserică huge. Unde era, Cătălin? Că... Nu încăpeau. Nu încăpeau. Nu. Nu, veneau... Era construcția asta nouă? Nu, era cea veche, în care se ridică, ridică și umple. Unde... Păi nu încăpeau. De oameni, cât... Păi nu erau, câți încăpeau acolo și săracii stăteau ca sardelele. Era biserica, era și aula, da, mai stăteau afară, stăteau pe holuri. Deci asta ne-a determinat să ne apucăm să facem construcție, așa, de fapt nu. Când eu am ajuns pastor acolo, Brâncoveanu era începută, da? A început-o pastorul Gioaldă, Leonida, și am finalizat-o eu. În 95 am ajuns și în 96 am inaugurat-o, pentru că am deschis-o cu, cred că la un sabat sau două înainte de NET 96. Uh-huh. Și am făcut de în două... campania asta misionară. Exact. Așa, deci eu îmi doream o biserică de, sau un district de țară cu oameni liniștiți. Au trimis la București. Hai de capul meu. Deci când am văzut acolo și eram pastor, într-adevăr, aici a fost o mare, mare binecuvântare din partea lui Dumnezeu, pe care nu cred că mulți colegi au avut-o. Nu știu dacă tu ai avut-o, dar știu că mulți colegi n-au avut-o. Eu am avut un pastor asistent, dacă se poate spune așa. Asistent sau coordonator? Nu, asistent. El era asistentul meu. A, care te... Da, te ajuta, dar era un pastor mai în vârstă. Era pensionar, dar era asistentul meu. Și omul pastorul Niculescu a murit. Care a fost și președinte. Care a fost președinte. De conferință. Da, a fost mentorul meu. Și el a avut capacitatea să... Da. Să-și asume statutul ăsta de da, asistent. De asistent. Deci a fost extraordinar. Eu am făcut, în ultimul an de seminar, în anul 4, am făcut practică la Cuza Vodă, în București. Unde ești tu unde acum? Unde sunt eu acum? Da. De-aia eu sunt cunoscut și apreciat în Cuza Vodă. Deși eu n-am mai fost în Cuza Vodă. Deci eu am lucrat cu oamenii din Cuza Vodă în 94, din toamna lui 94 până în primăvara lui 95, când am terminat. Ok? Și totuși, unii dintre ei încă mă țin minte... Și spunem dacă greșesc, dar sentimentul meu este că oamenii ăia chiar țin la mine. Categoric. Așa e. Știi? Dar îți dai seama, din 94-95 am mai trecut doar când m-ai invitat tu acum de curând, nu știu, dacă un an de zile sau cam ceva așa. De felul ăsta, să trec pe la ei. Ok. La momentul când am făcut practică în Cuza Vodă, practica pastorală, pastorul Niculescu era pastorul bisericii. Și am lucrat cu el cam jumătate de an, pentru că după jumătate de an ne-au scos și ne-au trimis la țară. Spre fericirea mea. Că eu am tremurat când m-au trimis la Cuza Vodă, îți dai seama. Până atunci am făcut practică doar în comunități de țară. În 94 m-au trimis la Cuza Vodă și am încurcat-o. Așa. După ce am terminat institutul, când m-au dat la Belu, pentru că trebuia să fie un pastor care să execute o serie de activități pe care nu le poți face ca stagiar, mi l-au dat pe pastorul Niculescu ca asistent, exact asta. Și el mereu spunea... Pastorul bisericii este Cătălin. Da, și el îmi spunea foarte tranșant, mustăciosule, așa mă alinta, tu ești pastorul, eu sunt asistentul tău. E adevărat că omul, și asta spun că a fost avantajul și binecuvântarea Dumnezeu, că ori de câte ori făceam greșel sau ori de câte ori gândeam greșit, omul mă trăgea deoparte și îmi spunea, vezi că aici eu zic să faci așa. Dar niciodată omul ăsta, în 5 ani de zile cât am slujit împreună, niciodată, în public, nu m-a contrat, în comitet, n-a venit să spună... Nu ți-a subminat autoritatea. Absolut niciodată. Ca să revin la întrebare, între 95 și 2000... Și 2000?
Ai fost pastor în, da, la Belu Brâncoveanu. Belu Brâncoveanu și 1 decembrie. 1 decembrie. Era Am și avut grupa de acolo. Da, da, atunci era biserică. Era biserică în vreodată, erau mai mulți la momentul respectiv. Probabil că între timp au migrat, au plecat prin afară. Și apoi am mai avut iarăși comunitate între 2009 și 2013. Am avut comunitate. Crinu era districtul format din bisericile Crinu și Buftea inițial. După aceea au adăugat Biserica de Centură și au scos Buftea. Și am, colegii mei care erau atunci în administrație, și am slujit în Crinu și la Buftea. 4 ani. La Crinu și la Biserica de Centură. 4 ani până în 2013. Iar la Biserica de Centură am continuat și acum continui să slujesc. Adică e adevărat că nu mai răspund eu, nu fac adunări administrative, nu, dar o dată pe lună predic acolo. Dar acolo s-a integrat și Tomas, din câte știu. Tomas s-a integrat bine la Crinu. Aici a fost o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Tomas avea 14 ani când eu am primit Crinu. Fusesem aproape 10 ani director de tineret. 10 ani fără câteva luni. Am fost director de tineret pe conferința Muntenia. Pe conferința Muntenia între 2000 și 2009, da, 2000, primăvara 2000, nu mai știu. În fine. Și Tomas era la vârsta adolescenței. Și asta i-a prins bine când am mers la Crinu. Acolo a găsit copii oarecum de vârsta lui și s-a integrat bine acolo. Ai fost dezamăgit că nu ai mai fost ales? N-am înțeles. N-ai înțeles de ce? Da, n-am înțeles de ce. Nu, n-am fost dezamăgit. Nu, dar n-am înțeles mișcarea aia, efectiv atunci. Da, mi-am văzut de treabă. Adică eu zic că dincolo de neînțelegerea mea, calitatea slujirii mele nu a avut de suferit, adică nu am devenit un frustrat sau un nemulțumit. Tu mai crezi că Dumnezeu conduce și partea asta de... Da, eu cred. Știi ce cred eu? Eu cred așa, că atunci când cineva ajunge într-o poziție de conducere, să zicem. Deși eu nu o văd ca fiind o poziție de conducere. Exact. Adică eu eram șef, dacă cineva spune, măi, că e șef, nu. Șef eram când era pastor. Eu decideam când mă scol, când mă culc, cât timp vreau să studiez, ce vreau să fac în cursul zilei, eu decideam. Nimeni altcineva. Nu, eu eram președinte peste, da? Peste tine. Peste mine, n-aveam nicio treabă. Sunt director, da, sunt director la momentul acesta de instituție. Eu sunt sclavul tuturor. Da? Eu sunt sclavul tuturor. Adică, și nu spun asta, deci dacă vii, asta, colegii mei toți vin pe programul lor, eu trebuie să fiu la program. Da? Eu trebuie să fiu acolo. Dacă omul are nevoie să discute, trebuie să mă găsească acolo. Da? Nu pot să zic, băi, știi, eu vin lunea. Și pe aia toată săptămâna nu mai vede spacerea. Sau vin luni și marți. Sau... Nu, eu sunt acolo. Sunt la dispoziția lor. Da? Ei au dreptul să vină și să-mi spună ce îi nemulțumește, ce îi frustrează. Eu n-am dreptul să fac chestia asta. Adică ori de câte ori, de exemplu, spun, bă, și încerc, sunt colegii mei, pot să-i întrebi dacă e așa sau nu. Și ori de câte ori trebuie să spun ce nu merge sau ce cred că ar trebui să meargă diferit, trebuie să o fac cu delicatețe, cu empatie, să fiu atent la cuvinte, să nu știu ce. Și sunt sclavul lor, efectiv, asta este realitatea. Da? Bașcă, nu mai vorbesc de faptul că, fiind vorba de o instituție publică, toată lumea știe cum să meargă. Numai tu nu știi, sau ăia care sunt acolo nu știu. Înțelegi? Deci, eu cred că Dumnezeu încă conduce. Dar cred că sunt două manifestări pe care le-am văzut în cei 28 de ani de slujire pe care i-am. Cred că, în dreptul unora, Dumnezeu conduce lucrurile ca să ajungă în anumite poziții și să se folosească de ei pentru o perioadă de timp. Ok? În dreptul altora, cred că Dumnezeu îngăduie ca să ajungă acolo.
Înțelegi? E o diferență fantastică, dar în același timp care face exact, care exact desparte foarte mult apele. Exact. Deci eu cred că de ce? Pentru că știi ce cred? Eu nu cred că biserica asta merge, funcționează pentru că sunt niște oameni la conducere. Adică dacă ne referim la centrul media, nu cred că centrul media funcționează pentru că eu sunt directorul centrului media. Nu cred asta. Cred că centrul media funcționează pentru că e instituție a lui Dumnezeu. Și el se îngrijește ca lucrurile să funcționeze. Bun. E adevărat că în anumite situații, adică atunci când Dumnezeu își pune un om într-o anumită poziție, instituția aia poate să meargă mai bine, oamenii pot să aibă o satisfacție, colegii, nu? Oamenii care compun instituția aia, să aibă o satisfacție a sufletului, dar sunt niște lucruri vizibile. Dar instituția ar merge și dacă n-ar fi omul acela, pentru că o conduce Dumnezeu. Da? Însă uneori Dumnezeu îngăduie ca să trecem prin anumite poziții, chiar dacă nu suntem noi pentru pozițiile alea, pentru că eu cred că în felul ăsta ne șlefuiește pe noi. Înțelegi? Și în ambele situații eu cred că Dumnezeu este la cârmă. Problema pe care o văd eu este că atunci când cineva ajunge într-o poziție, ar trebui să-și pună două întrebări. Cum pot să cresc? Ce pot să dezvolt? Da? Și, Doamne, ce ai de gând sau ce vrei să faci dacă m-ai pus aici? Dar cele două trebuie să meargă împreună. Adică, pentru că am văzut de atât de multe ori oameni care ajung în poziții de conducere și dintr-o dată ei sunt Mesia. Ei le știu pe toate. Ei le știu pe toate, frate. Și atunci merge prost. Ei le știu pe toate, nu poți să le dai un sfat, nu poți să n-ascultă de nimeni. Bat cu pumnul în masă și se face doar cum cred ei. Da? Nu-și au consilieri pe lângă ei, nu stau să asculte și să vadă diverse opinii. E adevărat, până la urmă, da, tu ca responsabil de instituție sau de departament, ai decizia finală. Dacă tu iei decizia finală fără să te sfătuiești cu nimeni, fără să ceri opinia altuia, fără ca să asculți și alte opinii și doar cum vezi tu, mai rău este și că dacă vezi prost, adică știi că dacă vezi sau ai măcar habar, poate că o nimerești, dar și când vezi prost și ești stăpânit de ideea asta, Doamne, pe mine m-a adus aici Dumnezeu, eu trebuie să fac lucrarea lui Dumnezeu, numai eu fac lucrarea lui Dumnezeu, restul nu fac lucrarea lui Dumnezeu, atunci e o problemă. De asta cred că de ce îngăduie Dumnezeu să se întâmple lucrul ăsta? N-ar vrea Dumnezeu ca lucrurile să meargă din bine în mai bine și să fie în poziții de coordonare oameni pregătiți pentru domeniile respective? Ce întrebare! Spui, asta este întrebare de emisiune. Mai facem și asta. Măi, cred că sunt... Opinia mea este că sunt motive multiple. Pe de o parte, cred că Dumnezeu ne tratează pe fiecare individual. Adică, uite, știi, când mă uit în Biblie, eu rămân șocat de un lucru. Primul mare preot pe care l-au avut evreii era cea mai necalificată persoană pentru poziția aia. Și nu pentru că n-avea daruri, că și nici Moise nu era calificat, că n-avea, era bâlbâit sau nu mai putea să vorbească egipteana sau în fine, avea problemele lui, da, de skills-uri. Dar la Aaron nu se pune problema de skills-uri, că Aaron se pare că stătea chiar bine pe comunicare. Vorba. Da, avea alte probleme. Un om care nu știe să stea de partea lui Dumnezeu, un om care este dispus să facă cum zic alții când direcția e greșită și nu e o chestie că, domne, luăm becuri albe sau becuri galbene. Nu. Acolo este o chestie în care Dumnezeu spune nu. Clar. Și Aaron zice, nu, aduceți și facem aici, rezolvăm problema. Da? Deci cred că este modalitatea în care Dumnezeu ne crește pe unii dintre noi.
Pe de o parte. Episodul de la Sinai, zici, nu? Da, 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 de când episodul Moise de la Sinai, când Moise pe este munte, pe munte și Aron... Se ia tabrele legii, exact. Iar el le face vițelul. Bun. De aur. Păi, dar nu auzise Aron că să nu-ți faci un chip cioplit? N-a auzise chestia asta? Dumnezeu îngăduie ca el să rămână și mai departe. Și Dumnezeu îl pune mare preot. Da. Da, și când vine Moise, mai și minte. Dacă stau să mă uit, dar acum sper că oamenii care te urmăresc emisiune, podcastul tot să noi arazna, da. Ne rugăm pe da, Aron le și mai dăm și arătare aici, da. N-avem ce face. Deci, Aron și minte, efectiv, că îl întreabă Moise, ce, cum ai putut să faci chestia asta? Au auzit minciună. Ci că eu le-am zis să-mi dea aurul, ei mi l-a dat, l-am aruncat în foc și a ieșit vițelul. Mă, pe bune, a ieșit vițelul. E minciună surântată și Dumnezeu spune, ok, să-l pun pe mare preot pe Aron. Deci cred că este o ocazie, pe de o parte, de a ne crește. Cred că în alte situații, deși nu cred că există un singur răspuns, cred că este un complex de factori, da? Și nu am impresia, nu am impresia, sunt sigur că nu am tot complexul. Dar ce intuiesc eu? Deci, pe de o parte, este o chestie de a crește pe individul respectiv. O altă chestie este, de exemplu, în democrație. Asta e o ocazie ca biserica să crească, să devină responsabilă. Știi de ce? Pentru că uneori se maturizeze. Da, uneori zici, lasă, vă-l punem pe ăsta. Ok. Și ne zice, dacă voi ziceți să-l puneți, puneți-l. O să vedeți rezultatele. Dar e ocazie ca oamenii să crească și să zică, data viitoare, bă, stai un pic, trebuie să căscăm ochii totuși. Îl punem chiar pe oricine. Doar pentru că uneori se întâmplă și chestia asta, domnule, hai să scăpăm. Hai să fie cineva acolo și gata. Nu. Dumnezeu spune, sunteți responsabili, v-am dat minte, da? Acționați. Nu tratați cu superficialitate. Este o ocazie de a crește și biserica sau grupul de oameni peste care Dumnezeu îngăduie, de exemplu, să fie pus cineva. Pe de altă parte, uite, vezi, pot să vorbesc și despre limitarea lui Dumnezeu. Oh. Da. Nu e limitarea noastră? Nu, e limitarea lui. La ce te referi? Uite, știi, dacă Dumnezeu a zis că vrea să facă parteneriat cu noi, chiar face parteneriat cu noi. Ah, ok, înțeleg acum. Și e o limitare când faci parteneriat cu nemintoșii. Dar Dumnezeu zice, ok, dacă așa am zis, așa facem. Și se ține partea lui, de promisiune. Știi? Pe de altă parte, cred că este ocazia ca să arate că până la urmă biserica asta nu depinde sau instituțiile astea nu depinde de niște oameni. Ci depinde ale lui. Problema pe care o văd eu este cea în care cineva, nu, până la urmă, nu e rău ca cineva să-și dorească să fie pus într-o poziție. Și Pavel spune chestia asta, da? Dacă cineva își dorește să ajungă episcop, își dorește un lucru bun. Dar asta nu e un lucru rău. Problema este, măi, când ajungi episcop, să ai convingerea că Dumnezeu te-a chemat. Și să ai smerenia să recunoști că deși Dumnezeu te-a chemat, nu le știi tu pe toate. Aici este problema. Adică pe unii Dumnezeu îi lasă să se ducă, da? Pentru că vrea să învețe smerenia. Vrea să le dea contextul să învețe smerenia. Nu înseamnă că unii învață. Unii pleacă și n-au învățat nimic, săracii. Da? Dar dacă îți dorești ceva, e foarte bine, frate. E foarte bine. Nu e un lucru rău. Spune-mi, te rog, din punctul de vedere, dacă ai avea puterea, ai schimba ceva la chestiunile astea legate de chemările de slujire, nu știu, la alegeri, de exemplu? Uite, știi care este chestia? Am 28 de ani de slujire, n-am fost niciodată într-un comitet de propuneri. Niciodată. La nivel de conferință sau de uniune sau asta, nivel de comitet de biserică am făcut. Deci n-aș putea să mă pronunț cu privire la felul în care se lucrează în comitetele de propuneri sau în comitetele care dezbat și nominalizează persoane de la nivelul conferinței sau al uniunii. Nu știu. Legat de modalitatea asta de a vedea cum decurg alegerile în sfera asta seculară, ar putea fi de învățat și pentru noi? De exemplu, nu știu, cum ai vedea tu asta, limitarea mandatelor celor care
slujesc în pozițiile de coordonare ale bisericii. Da, eu personal sunt în favoarea acestui aspect. Adică, cred că e bine ca anumite poziții, nu cred că toate, dar anumite poziții să fie, aibă un număr de limitat de mandate. Asta este opinia mea. Pentru că îi dai omului șansa să facă ceva pe de-o parte. Pe de altă parte, dom'le, când s-a terminat? Omul pleacă de acolo, dom'le, s-a terminat. Nu este că a avut cineva, că a zis cineva, că a supărat pe nu știu cine. Poți gândi și pe termen de timp ca proiecte. Exact, da, exact. Uite, știi, când stai toată viața doar într-o chestie, pierzi contactul cu realitatea. Și eu n-aș spune, domne, să zicem, pentru poziția asta un număr limitat, un număr total de X mandate. Ce aș spune, domne, mai mult de atâtea mandate consecutive să nu stai. Să ai ocazia să te întorci. Să și apoi să poți reveni. Și apoi să poți să revii. După ce ai luat contact cu exact, realitatea. Exact, dar să-ți dai seama despre ce este vorba. Pentru că în anumite posturi, nu în toate, dar în anumite poziții, poți să ai o impresie eronată despre ceea ce înseamnă biserica sau funcționarea bisericii. Pentru că te duci ba într-un loc, ba într-altul. Ori te duci doar la evenimente festive și te pare că totul merge foarte bine și că duduie, frate, instituția asta. Ori te duci numai la adunări administrative, la bătăi de cap și așa, și ai impresia că totul este jalnic, că nimic nu funcționează, știi? În partea ailaltă nu mai faci nimic, că, domne, oricum merge. În partea asta ailaltă te descurajezi și cum să spun, ai și stresul pierzi ăsta. Elanul, da. Entuziasmul. Exact. Deci cred că în anumite poziții este înțelept. Așa văd eu, nu știu. Așa văd eu că ar fi bine ca oamenii să vadă despre ce este vorba din când în când. Tu ai fost 9 ani la tineret, adică ai coordonat departamentul de tineret pe tinerii și pe copii. Da, dar după 9 ani am spus, te-ai reîntors. Nu, da, dar deja după 9 ani spuneam, bă, e bine să vină altcineva. Deci e bine să vină altcineva. E adevărat că acumulasem experiență și puteam să fac alte lucruri. Dar pe segmentul respectiv, credeam și cred și acum că a fost bine că s-a făcut o schimbare. De ce? Pentru că, de exemplu, pe departament trebuie să fii creativ și să produci. Poți să fii creativ toată viața. La infinit. Ai o perioadă și în care... Vine și un timp al vârstei, exact, nu? Când e bine să zici, bă, mă duc în altă parte, nu mai n-are sens să mă țin aici că eu am făcut ceva. Până am făcut foarte bine, foarte frumos, mulțumim, faci altceva. Deci, plus că și creativitatea scade la un moment dat. Te-ai întors, n-ai vorbit puțin despre Crinu, ai revenit. Am revenit, dar am fost ales ca director de educație și de familie. Asta a fost departamentul care de departe este departamentul care m-a uns pe suflet. Ți-a ajuns la inimă. Da, pentru că cu familia m-am ocupat de când mă știu, adică de când sunt în pastorație, iar la educație chiar au fost lucruri faine și ăsta e un departament, din punctul meu de vedere, cu mult potențial, în care sunt și multe lucruri de făcut la momentul și ăsta. Și se și vede că s-a dezvoltat foarte mult. Exact. Cel puțin în zona noastră aici, a Munteniei, s-a dezvoltat foarte mult. Deci, cât ai rămas acolo? N-am stat decât 2 ani, din nefericire, pentru că după aceea a venit chemarea, când, iarăși, n-am dat eu de înțeles cuiva ceva, a venit chemarea să fiu director administrativ la Cernica. Acolo am stat 2 ani, director administrativ și apoi director general la Centrul Media. La Centrul Media. Da. Ești la Centrul Media din 2000... Sunt din 2017. Am 6 ani. În iulie voi împlini 6 ani. Este mai grea poziția asta administrativă decât cea de la departamente? Da. Deci, fii atent aici. După 28 de ani, poziția ideală în biserica asta este de pastor. C-
Că eu mi-am notat aici să te rog să-mi faci un top al departamentului și instituțiilor pe care le-ai coordonat. Hai că suntem exact aici. Ok, deci poziția ideală este de pastor. Bun. Este de departe locul în care ai cele mai mari satisfacții. Dar tu vorbești despre asta din postura celui care a trecut prin celelalte. Dar un pastor care n-a fost niciodată nu știe. Aici. Așa este. El o să zică... Nu. Deci, zice Cătălin că el a fost de acolo. Deci nu știe despre ce vorbește. Deci poziția care se aduce cele mai multe satisfacții este poziția de pastor. De departe. Nici nu... Dacă ar fi să nu fii pastor... Da, să zicem așa, o altă poziție din punctul meu de vedere care ți aduce destul de multe satisfacții este poziția de capelan. Capelan, ca să explicăm puțin, înseamnă pastor, să fii lider spiritual pentru o școală. Exact. Sau pentru un spital. Sau, nu-i vorbim de școală, că la spitale n-avem. Deci capelan este o altă poziție cu foarte, foarte multe... E cu bătaie de cap. Dar, sunt provocări. Exact. Dar este cu satisfacții. Da? Adică dacă mi-aș dori eu ceva, asta mi-aș dori. Bă, capelan, asta ar fi fain. Bun. Apoi... Așa, hai spunem și... Apoi, dacă totuși trebuie să pleci la conferință, la nivelul conferinței sau la nivel local, ca să spunem așa, ai mai multe satisfacții decât la nivel național. Ca să coordonezi un departament? Să coordonezi sau un departament. Inclusiv deci, conferința. Pe poziția administrativă doar la departament. Nu, deci fii atent. Deci câtă vreme păstrezi contactul cu oamenii și cu proiectele și asta, ai satisfacții. Ok. Da? Deci dacă este să nu... Ar fi următorul cu satisfacții, dar mai scăzute decât la nivel pastoral, este director de departament. La conferință. De ce? Pentru că acolo ești în contact cu oamenii dintr-o anumită zonă. Da? Dintr-o anumită arie. E mai ușor să pornești ceva, să ai niște satisfacții prin prisma rezultatelor. Băi, s-a întâmplat ceva. Am reușit să facem. Apoi urmează administrarea la conferință. E cu mai puține satisfacții decât cea de departament. Da? Apoi urmează director de departament la nivelul Uniunii, care are mai puține satisfacții decât administrator la Uniune, la conferință, și poziția de administrator la nivel național, care are, din punctul meu de vedere, cele mai scăzute. Și cu cât te duci mai sus, adică cu cât te duci mai sus pe scara ierarhică din perspectiva umană, da? Adică la nivel de divizie sau la nivel de conferință generală, da? Cu cât te duci mai sus, cu atât sunt mai puține satisfacții. Și instituțiile unde le-ai pune? Că ai lucrat în două dintre ele. Instituțiile sunt aparte, într-adevăr. Instituțiile sunt diferite din punctul acesta de vedere. Adică, da, cred că le-aș pune la nivelul directorului de departament. De la? Nu contează. Adică, nu, de la nivelul conferinței. Deci ai satisfacție. Da, de ce? Pentru că lucrezi totuși cu niște oameni, știi? Îi ai acolo. Spune-mi topul departamentelor sau instituțiilor pe care le-ai coordonat tu. Și am notat eu aici tineret, spunem dacă n-am notat bine. Tineret, da. Familie și educație, da. Cernica, centru media. Deci e am clar... Mai e ceva? Nu, astăzi. Deci, spune-mi primul. Educație și familie, number one. După la departamente, al doilea e tineretul. Okay, da? Tineret. Iar ca instituții, centru media și apoi Cernica. Și apoi Cernica. Care dintre chemările pe care le-ai primit tu te-a surprins cel mai mult? Nu te-ai fi așteptat niciodată, sau mă rog, nu te-ai fi gândit, nu ți-ar fi trecut prin cap treaba asta, nici măcar așa o iotă din toate chemările astea. Deci primul lucru, faptul că am fost pus să lucrez ca pastor într-o biserică din București. Bun, nu, eu vorbesc efectiv de departamente. De departamente. Da, asta cu biserica mi-ai povestit-o. Da. De departamente. Măi, ai fost simplu pastor sau pe urmă ai avut legături cu celelalte? Să lucrezi în administrații. Oriunde. Și oriunde. La Cernica și la centru media. Deci oriunde. A fost cea mai mare surpriză mea. Ai supărat mulți oameni din postura asta? Ca administrator mi-am pierdut prieteni. Da. Pentru cine își imaginează că e fain și că, cum să spun, îmi doresc să... Da, am pierdut prieteni din postura de administrator, pentru că... Sau oameni care spuneau că sunt prieteni. Da?
Pe unii am câștigat înapoi, dar nu pe toți. Pentru că, vezi, când ești administrator, este o viziune pe care o ai sau este o direcție instituțională pe care trebuie să o urmezi. Înțelegi? Trebuie să... N-ai cum să n-o urmezi. Dar oricât îmi este mie de drag vreunul dintre colegii mei sau pastor sau dintre colegii mei din instituție, dacă ceva nu este instituțional, trebuie să fac ceva. Dar asta supără. Spuneai la început că poate știu eu ceva. Și ai vorbit la prezent despre ideea de pastor. Uh-huh. Nu, n-am de gând să-mi dau demisia din pastorație. Ce vrei să spui cu asta? Nu, ceea ce vreau să spun este că eu am ajuns în pastorație și continui să fiu, să rămân în pastorație. Doar pentru că pentru că am, cum să spun, pentru că Dumnezeu mi-a blocat alte drumuri. Dar dacă Dumnezeu ar zice ia-o pe aici sau mi-ar debloca vreun drum, n-aș avea o problemă să plec. Înțelegi? Adică este o chestie între mine și Dumnezeu el. Dumnezeu să-ți deblocheze vreun drum? Nu, nu am cerut niciodată să-mi deblocheze niciun drum. Nu, dar vreau să spun. Adică dacă biserica te-ar chema din nou să fii pastor? Care e problema? Asta te întreb. Da, nu, deci n-aș avea nicio problemă. Nu ar fi o problemă să mă întorc în pastorație. Îți dai seama, după 28 de ani de pastorație, chiar cred că știu ce trebuie să fac. Pe de o parte, pe de altă parte, cine vrea să verifice, să meargă pe unde am fost pastor și să întrebe pe oameni. Da? Deci chiar nu. Pe mine pastorația nu mă... din perspectiva abilităților nu mă sperie. Dar ar putea fi percepută ca o retrogradare, așa? Nu, acum n-aș după toată experiența n-aș percepe-o ca fiind o retrogradare, pentru că nu este o retrogradare. Din contra, ai exact, spus la un moment dat, de asta te-am și rugat să faci. Acolo ești președinte, acolo ești, ești șeful tău, faci ai ce făcut vrei. La un moment dat niște afirmații și mi-ar putea să le clarificăm cumva ca cineva să nu aibă o impresie. Spuneai despre faptul că un pastor se trezește când vrea, își face programul cum vrea. Da. N-aș vrea să înțeleagă cineva asta nu înseamnă că mă trezeam la 10. E o relaxare continuă. Nu vreau să spun chestia asta, ci vreau să spun că ești propriul tău stăpân. Asta este chestia. Adică tu faci programul, ești responsabil de ce ai de făcut. Exact. Vorbești, ești într-un dialog direct exact. cu membrii tăi. Nici pe departe nu vreau să înțeleagă că, domne, în pastorație lenevești. Nu. Nu exclud că e posibil să existe colegi care fac asta, dar nu asta este viziunea mea despre pastorație. Spuneai la un moment dat că cel care ți-a fost pastor asistent ți s-a apelat cu mustăciosul. Da. Da. Porți mustață de când te știi? Da. Pentru ce ai renunțat la mustață, Cătălin? Nu am renunțat. n-aș renunța. Pentru nimic? Exercițiu de imaginație. Nu, deci este partea identității mele, îți dai seama, aș avea un șoc să mă văd. N-am avut nicio, nu știu cum e. Adică am fost fără mustață mai înainte de perioada pubertății, când apar firele de păr. Dar după aceea nu mi-aduc aminte, nu. Deci nu știu. Nu te-ai recunoaște? Nu, aș avea o problemă cu mine, adică trebuie dacă... mântuirea ta ar depinde de asta. Aș renunța la mustață, dai seama că nu s-ar pune problema dacă îmi pui chestia asta, da. Nu, deci eu vorbesc așa pentru chestii, nu știu. Dacă... Na. Nu știu, că îmi zice cineva că mi-ar sta mai bine sau chestii de genul ăsta, nu știu. Dar cum a venit? A venit asta natural, așa? Sau era un trend în perioada respectivă? Nu, este unul dintre... de la ai tăi? Nu, tata nu poartă mustață, nu poartă barbă, nu. Era, pe vremea când eu eram adolescent, unul dintre oamenii care și-au pus amprenta asupra mea avea mustață. E foarte simplu, nu e... Wow. Și așa a fost, după aceea a devenit parte din identitatea ta. Din identitatea mea și n-am mai putut... Ai avut vreo frustrare când erai adolescent? Multe! Zine una dintre ele. Uite, de exemplu, când eram adolescent, am considerat că sunt defavorizat, că sunt țăran, că sunt de la țară.
asta era imaginea ta sau ai avut vreo experiență sau mai multe experiențe? Nu, n-am avut o experiență, nu, dar asta era imaginea mea, da, ești un copil crescut la țară, ești țăran. Eu și acum spun despre mine că sunt țăran, de exemplu, nu, dar acum nu mai am complexul ăla, da, dar la vremea adolescenței, da, sau, de exemplu, faptul că n-am putut să mă duc sâmbătă la școală și, adică am ales să nu mă duc, că nu mi-a interzis cineva, sau că am ales să nu mă duc la examenele de admitere. Nu, a fost o perioadă destul de dificilă la vârsta liceului, nu? Mai ales că vii de la țară și tu vii tot de la, țară. Țăran asumat. Da. Așa, știi că la țară oamenii se cunosc între ei, no, și băi, ăsta e locutare, când vin copiii acasă, băi, ăsta e locutare, învață în oraș, nu știu ce, ăsta e locutare. Nu știm ce face, că ăsta nu învață, sau știi, o chestie de genul ăsta. Adică a fost o perioadă dificilă în relația mea cu Dumnezeu. Te-ai căsătorit? La ce vârstă? 24. Terminasei institutul, da, seminarul? Da, am terminat institutul, terminasem în seminarul, în 95 m-am căsătorit. Eram prieten cu Ari de 3 ani de zile, ne cunoșteam destul de bine. Și... Fata pe care ai văzut-o în gară? Aha, fata pe care am văzut-o în gară. Și ai zis, ea e? N-am zis, ea e, ea a fost. Am zis, hai să vedem. Și a fost. Așa, deci... În 15 septembrie am început activitatea de pastor, în 22 octombrie ne-am căsătorit. Da. 95, asta înseamnă... 28 de ani. Wow, da. Mulți înainte. Mersi. Veșnici să fie. Care e secretul căsniciei voastre? Ari. Ia? Pe de-a întregul? E unul dintre secrete. Un motiv pentru care m-am căsătorit cu Ari a fost, acum nu mai este, dar la momentul ăla un motiv pentru care m-a determinat să o iau de soție și care a contribuit foarte, foarte multă vreme, până când am mai crescut eu, așa, a fost faptul că nu aveam cu cine să mă cert. Ari nu a fost o persoană certăreață și asta a fost a contribuit foarte mult, adică Ari era destul de ușor de găsit un numitor comun cu ea, deși suntem total diferiți, adică spun peste tot o sumedenie de oameni, știu, nu, alimentar, ei îi place înghețata, mie nu, de exemplu. Ea mâncă înghețată de plăcere, eu... De dragul ei. Da, acum mănânc de dragul ei, dar au fost ani în care am socotit că dau bani aiurea. Efectiv, am socotit că e o risipă de bani să cumperi înghețată. Dar asta a fost un factor, Ari, din punctul meu de vedere. Și un alt factor pe care l-am descoperit pe măsură ce timpul a trecut, și despre factorul ăsta îmi spunea pastorul care mi-a fost mentor, l-am înțeles mai greu. Nu contează cine are dreptate. Important este să vă meargă familia. Asta nu înțeleg foarte mulți oameni. Adică în familie există prea multă bătaie pentru orgoliu, dreptate. Nu? Pentru, da, nu știu dacă pentru... Uneori pentru orgoliu, dar alteori poate nu, că nu e orgoliu. Băi, nu neapărat conștientizat, dar la mine să fie ultimul cuvânt sau nu știu. Nu n-aș spune așa, nu aș spune așa, Costi, nu aș spune în felul ăsta, ci aș spune... În multe familii există bătaia asta pentru dreptate. E ca mine. Și nu pentru că eu vreau să am ultimul cuvânt, ci pentru că am toate argumentele că este ca mine. Știi? Rațional. Da. Dar nu e adevărat. Adică, dacă cineva vrea să-i meargă familia, trebuie să învețe să renunțe la punctul lui de vedere. Și să accepte punctul celuilalt de vedere. Bă, acum nu mă refer la situații imorale. Deci să fie clar. Nu vorbim despre compromisuri. Exact, nu. Dar noi vorbim despre lucruri, că noi nu ne certăm. Familie, cele mai multe dintre familii nu divorțează din cauza infidelității maritale.
Nu e adevărat. Deci infidelitatea apare mai târziu, mult mai târziu. Exact, exact. Exact. Deci oamenii ajung să divorțeze și infidelitatea este rezultatul altor factori care sunt mult mai prezenți. Gusturi alimentare, detalii mai multe. Exact, da, petrecerea timpului liber, viziune cu privire la cheltuirea banilor, deci tot felul de chestii de genul ăsta, da? Noi de acolo ne luăm și ne înstrăinăm puțin câte puțin, știi? Și la un moment dat ți se pare că ai găsit pe Ileana Cosânzeana, știi? Numai lângă tine e peste gard. Vorba pastorului care mi-a fost mentor, bă, să nu uiți că de azi înainte bibilica din curtea vecinului o ți se bagă curcă. Știi? Să nu uiți chestia asta, știi? Uneori chestia asta apare. Pentru că apar frecușurile astea în care cei doi, fiecare consideră că are dreptate și poate chiar că are dreptate, dar nimeni nu vrea să facă step back. Ori, dacă vrei să-ți meargă familia, trebuie să înveți să faci pasul înapoi de foarte multe ori. Nu, în familie nu merg când oamenii se înfurcă și... Tu ai făcut și consiliere, nu? Ai făcut un modul de psihoterapie? Am făcut un master în psihoterapie și o școală de formare. Am și masterul și școala de formare. Tocmai pentru că ai avut așa o plecare spre domeniul ăsta. Ai fost pasionat de asta. Ai vrut să oferi și altora din ceea ce ai primit tu. Pe de o parte. Deci, cred că aici este o chestie combinată. Adică... eu am început, de exemplu, să fac consiliere premaritală în 95, când am terminat seminarul, deși nu făcea nimeni la momentul respectiv și nu existau cursuri, nu exista nimic. Apoi am continuat să merg în direcția asta a familiei și să țin seminarii, să am dezbateri și chestii de genul ăsta. N-am mai fost la tineret și am ajuns în biserică, apropo de ce îți spuneam mai devreme, mi-am dat seama că eu făcusem multe programe, dar nu mai lucram cu oameni și mi-am dat seama că nu știu ce limbă vorbesc ăștia mici. Și că, știi, când faci programe de acolo, ți se pare că sunt cele mai bune, știi? Deci în biserică și încep să stai de vorbă cu copiii, știi, nu mai lucrezi prin intermediari, lucrez direct cu ei. Cu beneficiarul. Da, mi-a dat seama că, băi, stai un pic, că ăștia vorbesc cu altă limbă, ceva ce s-a întâmplat cu ei. Și atunci, ăsta a fost al doilea motiv pentru care m-am dus la master în terapie, că este psihoterapia cuplului, copilului, cuplului și familiei. Știi? Și am zis, bă, stai un pic, trebuie să încerc să rămân în universul lor, chiar dacă eu nu mai sunt de vârsta lor. Dar dacă nu știu despre ce este vorba, nu știu cum să interacționez cu ei. Și acesta a fost al doilea motiv pentru care m-am dus la cursul ăsta. Noi avem o rubrică aici la Autentic, Da sau Nu se numește, și am pregătit câte o întrebare din specializările tale, din domeniile astea în care ai slujit, fie din domeniile în care te-ai pregătit efectiv. Mm-hmm. Prima întrebare sună așa, într-o instituție, fie ea și a bisericii, din postura de director, banii sunt mai importanți decât oamenii? Nu. Nu, oamenii sunt cei mai importanți. Dar oamenii nu pot să funcționeze fără bani. Și instituția nu poate să funcționeze fără bani. Da, așa este. Dar știi ce cred, știi ce mi-am dat seama? Și din cursurile pe care le-am făcut, nu astea, altele. Așa. Învățăm toată viața. Așa este, da. Nu, și acum sunt la școală. Puțină lume știe că eu încă sunt la școală. Faci un doctorat, nu? Uh-huh. Ideea este că mi-am dat seama și din cărți și din experiență că oamenii lucrează o bucată de timp pentru bani. Dar ceea ce cu adevărat îi motivează sunt relațiile, nu banii.
Și chiar dacă, de exemplu, cineva este nevoit să plece pentru că banii sunt mai mulți în altă parte, rămâi totuși cu relația. Și asta este mai important. Deci, nu, categoric, banii nu sunt cea mai importantă resursă sau cei mai importanți într-o instituție și că ar trebui să ne centrăm pe oameni și pe relații de calitate cu oameni. Nu spun că este ușor. Nu spun că este ușor. Și poate că asta este una dintre ariile în care numai Dumnezeu ne poate învăța să ținem echilibru. Știi? Cum să pendulezi între cele două. Dar relația cu oamenii este cea mai importantă. A doua întrebare. Este relația intimă definitorie pentru o familie? Nu. Sper că mai ai una ca să poți să spui și da, nu? Da, nu, nu. Nu, sexul nu este... Vezi, ce ignoră cei mai mulți oameni? Că intimitatea fizică este the last one. Și că până la intimitatea fizică sunt atâtea feluri în care poți să fii intim cu un om și că poți să ai intimitate fizică fără ca să fii intim cu un om. Asta este problema. Știi? Deci sunt atât de multe moduri în care poți să fii să cunoști pe cineva, nu doar fizic, ci să-l cunoști pe interior, ceea ce este extrem, extrem de dificil. Și ceea ce uită cei mai mulți oameni este că intimitatea fizică sau intimitatea fizică autentică se bazează pe celelalte tipuri de intimitate care o preced. Și că în lipsa astora, intimitatea fizică ajunge doar un exercițiu banal și la un moment dat nu mai prezintă niciun interes odată ce crești, ce te duci în vârstă și pleacă hormonii. Că la început, la 20-30 de ani, da, hormonii aleargă prin tine când pe autostradă nu se văd, știi? Se pare că aia e lumea. Bun, dar după aceea hormonii se potule și ei obosesc, mai ies la pensie, mai se duc să culce, da? Și te trezești că n-ai construit alte tipuri de intimitate și dintr-o dată intimitatea fizică nu mai prezintă niciun interes. De aia, de exemplu, e foarte interesant. Am avut o dezbatere de o jumătate de noapte cu un grup de copii, pe bune, până la 12 noapte am stat cu ei, pe subiecte de genul acesta de sexualitate și relații și a trebuit să mă pregătesc și dacă te uiți în studii vezi că cea mai mare satisfacție pe care un bărbat o are este sexuală la 50 de ani. Nu la 20 de ani. Nu la 25, la 30, la 50 de ani. De ce? Pentru că omul ajunge să se cunoască pe sine, să-și cunoască partenera și se traduce altfel. Se traduce e altfel. Mai mult decât mecanică. Exact. E mai mult decât asta. E mai mult decât un rezultat al unor reacții chimice. E ceva mai mult. Deci nu, categoric nu. Cine nu înțelege chestia asta, să spun, pe măsură ce te duci în vârstă, ai nevoie de celelalte tipuri de intimitate, da? Intimitate intelectuală, socială, cum vrei tu, da? Modalități în care tu construiești cu partenerul tău niște legături atât de profunde și în care îți redescoperi partenerul, pe măsură ce timpul trece, găsești noi motive pentru care zici, bă, fantastic, bă, cu cine m-am căsătorit, frate, nu știam. Ai înțeles? Și asta creează și intimitatea ailalt. Altfel... Ultima întrebare de rubrica asta, va reveni Domnul Iisus în timpul vieții tale? Sper. Îmi doresc chestia asta. Îmi doresc să se întâmple lucrurile. N-ai curajul să zici da. Nu că... Ar trebui să mă pun într-o postură... Să un cumetare, dacă da. Da, mi se pare că ar fi un cumetare. Ar trebui să fiu într-o postură în care nu sunt. Și am să spun de ce. Bunicul meu s-a făcut adventist. Nu știu, 1950, ceva de felul ăsta, 60, nu știu. Dar bunicul meu s-a făcut adventist cu convingerea că Domnul vine în timpul vieții lui.
Înțelegi? N-a venit. Nu pentru că nu va veni niciodată, ci pentru că Dumnezeu are alte planuri. Și mi s-ar părea o mare încumetare din punctul meu de vedere, spun, da, Iisus vine în timpul vieții mele, pentru că Dumnezeu nu m-a luat sfătuitorul lui la capitolul ăsta. Și atunci eu spun, da, îmi doresc să vină în timpul vieții mele. Nu știu dacă se va întâmpla. Îmi doresc din multe puncte de vedere. Da, mică, te gândești că pe măsură ce trec anii, se vede pe tine că au trecut ani, înțelegi? Pe de altă parte, dincolo din motivele personale, te gândești că lumea asta merge din ce în ce mai rău și tot mai multe nenorociri, nu? Până la urmă, dacă Iisus vine, se întrerup toate nenorocirile și mulți alți oameni ar scăpa de toate aceste nenorociri. Dar eu nu știu. Nu știu ce gândește și cum gândește Dumnezeu. Deci, da, îmi doresc să vină. Curând. Cât se poate de repede. Cât se poate de repede. Plus că, na, stai seama, mi-aș dori să merg acasă, efectiv, să nu mai fiu aici. Sunt atât de multe lucruri, sunt lucruri plăcute pe pământ, dar sunt atât de multe lucruri negative pe pământ, încât chiar n-ai de ce să spui că aici ești acasă. Chiar n-ai. Ce-ai dori să se mai întâmple la nivel, nu știu, personal, de familie, înainte să revină Domnul Iisus? Ar fi ceva ce ai vrea să se întâmple înainte ca Domnul Iisus să vină? Nu. Nu? Nu este vreo chestie la care zic, bă, dacă... Nu. Chiar mi-aș dori să vină. Pur și simplu. Adică, nu știu, să-mi doresc să ce? Să însoare fiimiu sau să am nepoți sau... aș putea să spun asta. Dacă îmi pun în comparație, spun, nu merită. Adică, bun, dar ar fi bine dacă s-ar căsători băiatul meu, ar fi bine dacă aș avea nepoți, mi-aș dori să fiu bunic, așa. Dar aș fi conștient că, de exemplu, uite, dacă s-ar căsători băiatul meu, e bine să fii căsătorit. Cred în asta. Dar știu că e dificil. Că nu e simplu să rămâi căsătorit și că este și mai greu să rămâi un căsătorit fericit. Sau împlinit. E și mai greu. Și da, îmi doresc asta, dar în același timp mă gândesc, băi, dacă se căsătorește și e nefericit sau dacă se căsătorește și doar rămâne căsătorit și asta... Știi? Cel mai înțelept este să fie decizia lui. Asta e clar, este evident lucrul ăsta. Dar știi, când stau și le pun în comparație, spui tu comparativ. Exact, eu pun comparativ cu revenirea Domnului Iisus. Păi, nimic nu s-ar compara. Corect. Știi? Bun, mi-aș dori nepoți. Dar știi, când vin copiii, te gândești, bă, sperăm să fie sănătoși, să n-aibă accidente, să nu li se întâmple nu știu ce, adică ar veni s-ar naște într-o lume rea și cu atât de multe riscuri, adică, păi, nu este în mintea mea ceva ce aș zice, bă, mi-aș dori asta, dacă înainte să vină Domnul Iisus. Nu. Cătălin, tu ești recunoscut așa ca un tip... tot timpul zâmbăreț. Probabil. Se supără vreodată Cătălin Bărbulescu? Oh, da! Cum arată Cătălin Bărbulescu când e supărat? Depinde. Ce ar trebui să fac ca să vedem? Ar trebui să fii membru în familia mea. Și se vede asta și pe chipul tău? Acasă, da. Acasă e singurul loc în care îmi permit să fiu eu. Păi, stai așa, adică tu nu ești tu? Ba da, sunt eu, dar sunt eu care arată ce se poate arăta. Adică, nu, colegii mei nu m-au văzut. Și asta este, așa ești tu, natural, sau ți impui asta? Hai să te întreb altfel. Okay. Ei de aici, ai pe raft, da. Nu știu, fața de acasă și aici fața de la muncă și aici fața. Nu. Deci cred că acasă e singurul loc în care pot să fiu eu, pentru că
ai mei știu cine sunt dincolo de momentele mele de supărare, când sunt supărat. Ei știu că sunt mai mult decât supărat. Înțelegi? Când sunt la muncă sau în public, cred că trebuie să am grijă de oameni. Adică, cred că e mai... Așa cred eu. Că e mai important ca să fac ce pot eu ca oamenii care nu mă cunosc. Cunosc doar o parte din mine, pentru că relația dintre noi este parțială, nu? E trunchiată. Oamenii ăștia să fie confortabil, să fie ok. Adică să fie o plus valoare pentru ei. Da. Și nu să îi îngrijorezi mai mult, exact, sau să le dai simțământul ăla de nesiguranță, da, sau... Da, da. Deci, da, nu m-au... Adică tu vrei să spui că ești o predică. Mă străduiesc. Inclusiv prin felul ăsta de a fi, dincolo de vorbe. Este, vezi, asta ține de chestia aia de care spuneam la început cu pastorație. Mm-hmm. Știi? Adică, măi, acasă pot să fiu eu. Când sunt la servici sau când sunt printre oameni, pentru că eu sunt pastor, e mai mult decât doar despre mine. E și despre tine. E și despre el. Știi? Băi, acum îmi vine să țip. Ok, dar dacă țip, ce produce asta în ceilalți? Întotdeauna stau să întreb chestia asta. Băi, ce produce în ceilalți? Pentru că tu ești formator de opinii duhovnicești. Da, hai deci, să le spun așa. Exact. Și atunci asta... Adică lucrezi cu sufletul omului, exact, și nu neapărat cu mintea lui. Exact. Și atunci asta... Nu în sensul că sunt duplicitar. Oamenii știu că sunt supărat. Adică nu că nu știu. Le spun, dar încerc să le spun într-o manieră care să îi ajute pe ei mai degrabă decât să mă ajute pe mine. Este cineva față de care ai greșit și nu ți-ai cerut iertare? Nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Nu. Mă străduiesc să... Adică... Am văzut că ai făcut așa o trecere rapidă. Da, 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 nu, că a fost o întrebare la care nu mă așteptam, dar nu mi-aduc aminte să fie chestia asta. Încerc să-mi rezolv lucrurile cât se poate de repede și mai ales atunci când îmi dau seama că am greșit, nu? Uite, cu tine am avut o convorbire, dacă ți-aduci aminte. Mi-am cerut iertare în convorbirea aia. Ți-am spus, nu, te rog, iartă-mă, nu asta am vrut să spun. A fost altceva în mintea mea. Înțelegi? Deci dacă îmi dau seama că, sau dacă, nu doar dacă îmi dau seama, dacă înțeleg că cineva are ceva, ok, încerc să remediez. Deci nu mi-aduc aminte să fie cineva față de care să știu că am greșit sau față de care să mi se fi spus că am greșit și să nu fi făcut un pas spre remediere. Nu. Nu, 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 nu. Te provoc la un exercițiu de imaginație. Dacă în locul meu aici ar fi Dumnezeu, ce l-ai întreba? Și ai dreptul la o singură întrebare. Continuă exercițiul acesta. În stânga ta este o altă persoană care așteaptă rândul ca, uh-huh, să-i adreseze și el o întrebare. Adică n-ai avea timp de dialog prea mult. Ci ești aici să-i pui o întrebare lui Dumnezeu și va avea el grijă să-ți răspundă la momentul potrivit. Nu știu dacă i-aș pune neapărat o întrebare, cât mai ales i-aș lansa o provocare. Sunt curios. Arată-mi că ești când simt că nu ești. Poate o va asculta Dumnezeu. Da, poate. Și într-o altă ocazie poate, da, să vorbim despre asta. Da. Spune-mi, cu ce poți fi tu tolerant? Nu sunt din fire tolerant, dar am învățat să fiu tolerant. Și nu e o lecție simplă.
Să-ți dau un exemplu. De exemplu, să mă duc la familie, nu că asta. Am învățat că oamenii au gusturi alimentare diferite și trebuie să-i acceptăm așa cum sunt. Și să iubești. Și să iubești foarte mult. Exact, nu. Deci dacă este să vorbim despre asta. Dar am învățat că trebuie să fii într-adevăr tolerant și ca pastor trebuie să înveți să fii tolerant cu multe situații. Ce detești tu cel mai mult la o persoană? Ipocrizie. Nu-mi plac oamenii ipocriți. Nu-mi plac oamenii care îți spun lucruri frumoase în față și apoi te bârfesc pe la spate. Ai confruntat un astfel de om vreodată? Nu. Nu. Ai avut vreodată de pierdut din cauza faptului că ai fost vulnerabil? Da. Da, sigur. Când ești vulnerabil, ai de pierdut. Trebuie să-ți asumi chestia asta. Dar prefer să rămân... Bine, nu sunt irațional vulnerabil, dar prefer să rămân vulnerabil și să rămân eu decât să nu fiu vulnerabil și într-o zi să nu mai știu cine sunt. Da, așa este, da, am avut de pierdut, sigur că, dar mai ales că oamenii au știut lucruri despre mine sau au știut cum gândesc sau au știut ce perspectivă am și au folosit-o în interesul lor sau împotriva mea. Da, sigur că da, dar știu că sunt eu. Ți-am spus, mie îmi place să fiu liber. Nu-mi place să... Iar libertatea asta are un preț, are un preț pe care da, ți-l asumi, deci, exact, și pe care îl plătești. Exact. Deci libertatea n-are a face doar cu libertatea de program, că poate unii au înțeles că domne, nu vrea să aibă șef. Nu asta. Nu, îmi place să fiu un om liber. Da? Deci, de exemplu, când predic, niciodată n-am predicat ceva ce n-a avut sens pentru mine. Cred că astea sunt predicile care au impact. Deci niciodată nu fac asta. Când în primul rând îți vorbesc ție. Asta trebuie să predic, așa este corect. Nu, dacă nu-i găsesc un sens, nu-l predic. Dacă nu-i găsesc un sens pentru mine. Da, dacă mai înainte să predic public nu mi-a spus mie ceva, tema respectivă, n-are sens să predici. Că nu sunt patefon. Nu sunt bandă care redă ce trebuie, știi? Pă bune, nu fac chestia asta. Cătălin, am vorbit... Și ai amintit de multe ori despre Dumnezeu ca fiind cel care ți-a direcționat viața și o va face și mai departe. El ne-a lăsat o scrisoare foarte obiectivă fiecăruia dintre noi. Ea poartă numele de Biblie. Da. Am să ți-o pun în față, să ne spui care este versetul sau pericopa preferată pentru tine, care are așa un loc special în inima ta. Măi, e un verset pe care cred că trebuie să-l avem în viață. Luca 17:10. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți: suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram dator să facem. That's it. Asta te călăuzește. Am un test de autenticitate, Cătălin. Care este locul fizic în care îl găsești în mod autentic pe Dumnezeu? În natură. Care este cartea din care ai învățat să fii autentic? Nu știu dacă am o carte anume. Cred că e o colecție. Nu am o anume carte să zic, uite, din cartea asta am învățat lucrul ăsta. Biblos. Biblos, da, o colecție, da. Biblos. Numește o piedică ce îți stă în calea autenticității. O piedică ce îmi stă în calea autenticității? Dorința ca oamenii să se simtă bine. Uneori nu e simplu să fii și autentic și oamenii să se simtă bine. Care este cel mai autentic mod prin care îl onorezi tu pe Dumnezeu? Să fac ceea ce cred eu că El vrea să fac, chiar dacă asta nu întotdeauna corespunde cu ceea ce aș vrea eu să fac. Te rog să completez fraza: cel mai mare regret al meu este? N-am stat cu băiatul meu la vârsta la care ar fi avut mare nevoie să o fac. E o lecție pentru unii dintre noi. Da. Adică eu am plecat, am fost numit director de tineret când Thomas avea 4 ani și m-am întors acasă, eu așa spun, când avea 14 ani. Adică perioada aceea am scăpat-o și pentru asta mi-am cerut iertare. Ai avut putere.
Am făcut-o în scris, dar am făcut-o. Ai recuperat-o? Perioada aia? Nu mai ai cum să recuperezi. Nu mai ai cum să recuperezi, pentru că no, el a crescut, avem o foarte bună relație, nu, deci avem o foarte, foarte bună relație, dar mi-ar fi plăcut să fi fost mai mult timp cu el atunci, când era mic și avea atâtea deceuri și avea așa de multă nevoie să fiu pe lângă el. Am fost în tabere cu copiii altora, mai puțin cu copilul meu. Și ăsta este un mare regret în viața mea și nu-l pot recupera. De-aia, de exemplu, n-aș pune director de tineret pe cineva care are copii mici. Da. Adică lasă-l, frate, să stea cu familia lui, să-i se facă copiii mari. Spun și eu partea mea așa. Când am fost la Amicus, Ștefan era de vârsta asta, mai mic, 2 ani. Și eu când intram pe ușă, el zicea patata. Da, deci tu când intrai, da. Asta înțelegea. El, orice interacțiune cu el însemna... Pa. Cea mai mare realizare a mea rămâne? Rămâne căsătoria. O viață de credință autentică nu poate exista fără? Fără studiu și fără rugăciune. Instituția pentru care aș mai lucra ar fi? Dacă ar fi o chestie în care m-aș întoarce cu drag, aceea este director la educație și la familie. A fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea. Și ultima întrebare de rubrica aceasta, rugăciunea mea conține întotdeauna cuvântul? De fapt, nu e un cuvânt, este o expresie. O frază, o expresie. Da. Dacă m-ai chemat să fac asta, atunci trebuie să te și implici ca să o facă. Eu nu știu cum să o fac. Am și 10 întrebări cu alternativă de răspuns. Franc sau diplomat? Nici. Încerc să fiu franc. Încerc să fiu... Soția mea îmi spune chestia asta. Tu încerci să spui lucrurile, dar într-o manieră în care oamenii s-o poată digera. Deci încerc să fiu franc, dar într-o manieră... Franc diplomată. Diplomată, da. Pâine albă sau neagră? Neagră. Insistent sau discret? Depinde de situație. Mai degrabă insistent. Deci depinde de cum o pui. În anumite situații îmi place să fiu discret, dar în altele, de exemplu când e vorba de atingerea obiectivelor, îmi place să fiu insistent. Somn odată cu găinile sau pasăre de noapte? No, îmi place să mă culc de vreme. În relația cu soția folosești mai des te iubesc sau iartă-mă? Mai des te iubesc. Pastor sau manager? Pastor, am și spus. Soț sau tată? Soț. Studiez mai des Evangheliile sau Epistolele lui Pavel? Evangheliile. Ne-ai răspuns cumva la întrebarea asta, o reiau, dar aici un răspuns scurt. Când greșești, îți ceri iertare imediat sau după o vreme? Îmi cer iertare atunci când sunt conștient că am greșit sau când realizez că am greșit. Har sau lege? Îmi pui două întrebări. Asta este o întrebare grea. Este la fel ca la franc și diplomat. Este harul care se desfășoară în anumite într-un perimetru bine definit. Da. Uite, hai să o formulez în două direcții. Să decuplăm puțin lucrurile. Din postura de tată, har sau lege? Din postura de tată, mai degrabă lege. Am așteptări foarte mari de la băiatul meu. Din postura de responsabil, manager, mai degrabă, har sau lege? Mai degrabă har, din postura de manager. Adică, de la băiatul meu am așteptări foarte mari. Unul, pentru că îl cunosc. Știi ce poate. Știu ce poate.
Exact, știu ce poate. N-am decât unul. N-am mai mulți. Așa. Și cum se spune, fiind conștient, fiind că poate, știu că îi va fi mai bine având o așteptare înaltă. De la din postura de manager, încerc să fiu mai tolerant cu oamenii, pentru că nu-i cunosc pe toți, nu cunosc tot background-ul lor. Sunt atât de multe aspecte din viețile lor pe care eu nu le stăpânesc. Știi? Și atunci sunt dator față de ei să-i abordez cu mai multă precauție. Cătălin, eu mi-am terminat întrebările. Tu ai fost sceptic la început că o să stăm o perioadă lungă de timp de vorbă. Dar uite că au trecut... Nu știu cât a trecut. Așa stau lucrurile. Am o întrebare surpriză, scrisă de cei care au stat înaintea ta pe scaunul pe care ești tu așezat acum. Te rog să amesteci puțin întrebările și să o extragi pe aceea care este pregătită cumva pentru tine. Hai să vedem pe care o vei extrage. Ca la examen. Da, într-adevăr. Ok. Aveți ceva mai important în viață decât ascultarea de Dumnezeu? Nu. Nu. Mă străduiesc să ascult de Dumnezeu în toate aspectele, cel mai elocvent fiind acela că fac ceva ce cred că El se așteaptă să fac, nu este o pornire a mea firească și nativă spre domeniul acesta. Te rog să scrii și tu o întrebare. Am să-ți dau un bilețel și un pix cu autentic. Este okay. Cumva diploma de autenticitate pe care ți-o oferim noi. Și atunci când semnezi și oriunde vei merge, autentic să fie cu tine. Amin, așa să fie. Am o veste foarte bună pentru tine, dragul meu autentic, și anume că în vara aceasta ne putem întâlni într-un peisaj de poveste în Bucovina, la Coșna, între 13 și 17 august, într-o tabără organizată împreună cu prietenii de la editura Viață și Sănătate. Pentru mai multe detalii, intră în descrierea podcastului sau a acestui video și vei vedea cum poți participa și tu. Așadar, abia aștept să ne vedem la Coșna între 13 și 17 august. Noi avem niște prietenii de la editura Viață și Sănătate. Okay. Ei ne pun la dispoziție de fiecare dată către un titlu pe care să-l oferim cadou. În ocazia asta am să te rog să alegi pe una dintre cele două cărți, nouă obiceiuri ale creștinilor sănătoase. Asta are un titlu interesant. L-am văzut pe Dumnezeu de la spate, văd că Adi Neagu a scris-o. Rămâne aceea? Da, nu, are un titlu foarte interesant. E provocator, nu? Da, e foarte interesant. Păi da, ți-am spus că ce întrebare aș pune eu lui Dumnezeu. Nu? Deci îți dai seama că normal că mă interesează abordarea. Îți mulțumesc mult de tot. Cu drag. Mulțumesc că ai fost mulțumesc aici. Mulțumesc și eu pentru invitație. Succes în tot ce faci și ție. Ținem aproape. Sănătate. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost cu noi și pentru că ați investit timpul aici la Autentic cu o poveste de viață care a depășit orice fel de limită a felului în care l-am înțeles și îl înțelegem pe Dumnezeu. Să ne dea El tuturor puterea de a fi autentici, de a lăsa deoparte fățărnicia și de a fi de ajutor celor din jurul nostru printr-o abordare plină de entuziasm, de efervescență, cu zâmbet, astfel încât să arătăm cu adevărat ce este în inima noastră spre beneficiul celorlalți. Nu uitați un like, un subscribe, un comentariu, o distribuire prietenilor voștri, nu va face altceva decât să le aduceți mai aproape ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Până data viitoare, fiți autentici!